Și ne reîntâlnim, așa cum știți, în fiecare săptămână aici pe canalul de YouTube al Asociației Numerologilor din România, Anatol Basarab și Roxana Iorgulescu-Bandrabur alături de voi, într-un dialog complex astăzi, pe care o să încercăm să-l sintetizăm cât de mult vom putea, pentru că ne oprim la gând, emoție și acțiune și la ce putem real controla dintre acestea. Trăim într-o lume în care toată lumea scrie că antrenează, te ajută să vezi cum ai, ce ai de făcut pentru o viață de succes, pentru a urca pe toți munții Everestului, pe toate vârfurile. Așa. Însă, puțini sunt cei care rămân centrați pe esență, aceea că nu-i chiar așa de ușor, aproape spre imposibil, aș spune, să ne controlăm emoțiile, nu-i chiar așa de ușor să ne controlăm gândurile, dar poate că e mai ușor să ne controlăm acțiunea sau punctul de pornire al acțiunii, nu e chiar acțiunea. Bun. Mai scurt, trebuie să vorbim despre problema controlului. Exact. O iluzie majoră în care civilizația actuală, să spunem așa, se zbate. Toți vor ceva să controleze. Unii controlează banii, alții vor să controleze gândurile noastre, alții vor să controleze faptele noastre, alții vor să controleze control. În realitate, la propriu, profund vorbind, nimeni, niciodată, nimic nu controlează. Este doar o iluzie că tu controlezi vreodată ceva. Poți controla numai lucrurile care sunt de la tine în jos și care sunt creațiile tale. De exemplu, poți controla calculatorul. Poți controla mașina care o conduce, adică o controlezi, ea supune comenzilor tale. Și, în general, lucrurile care sunt în afară sunt mai ușor de controlat decât cele care sunt în interior, pentru că noi despre interiorul nostru nu știm absolut nimic, pentru că dacă am cunoaște, l-am cunoaște pe Dumnezeu, dar noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu și nu vrem să-L cunoaștem, cu atât mai mult ne-i frică să ne cunoaștem pe noi. Prin urmare, ideea controlului emoțiilor, gândurilor și restul este o idee absolut, să spunem așa, prostească. Și oricât tehnici, psihotehnici, NLP, nu știu ce mai facem noi pe acolo, fel, ca să controlăm cele de urmă, nu reușim să controlăm și chiar cei care țin cursuri despre controlul ceva, ei însă și în viața lor nimic nu controlează. Dar în viața pe alții cum să controleze. Bun. De ce nu putem controla? În timpul unei zile, prin capul nostru, prin mintea noastră, trec undeva la 70.000 de gânduri. Tu nici măcar nu știi care sunt gândurile tale și care nu sunt gândurile tale, care sunt recepționate doar de undeva, creierul tău funcționează în regim fie de emisie, fie de recepție. Astăzi, creierul nostru funcționează mai mult în regim de emisie și emitem în spațiu tot felul de porcării care ne trec nouă prin cap și le pachetăm acolo în altceva, încărcăm cu frici, le emanăm mai departe. Asta tot o spurcă spațiul mental în care trăim, spațiu nu cosmic, nu spațiu fizic, ci spațiu mental în care noi suntem, trăim și suntem conectați. Asta efectează pe alți oameni. Și tot ce e sub noi, adică pe animale inclusiv, le afectează comportamentul și restul. Și în cele din urmă tu nu poți controla nici măcar numărul ideilor sau gândurilor care îți trec în timpul unei zile prin cap. Mai mult ca atât, atunci când tu ai impresia că ai luat o hotărâre, uite, acum o să beau un ceai, creierul tău a luat hotărârea asta cu aproximativ 30 de secunde înainte ca tu să fii conștient că asta urmează să faci. Și atunci tu zici că, uite, eu am hotărât că zic, creierul tău hotărât, dar cum a hotărât el chestia asta, în urma căror prelucrări, de ce tip de informație și în ce formă de algoritmizare a informației respective, tu habar nu ai. Creierul, de fapt, ți-o dat ție, ce-o constatat el deja că va trebui să faci și tu spui, eu am hotărât să beau, n-ai hotărât nimic. Deci nici măcar asta nu poți controla. Bun. E, fiecare gând generează în tine o emoție, în mod automat. O emoție care fie te energizează să faci fapta, fie te inhibă să faci fapta, adică fie dorit sau temut. Adică bici, stai locului, nu te mișca, sau zăhărele, vină coace, du-te încolo, fă aia, că e bine, sau că-ți place, sau că o să aduni plăcere. Deci lucrurile astea apar ca rezultat al gândirii, al ideii, dar ideea apare înainte ca tu să fii conștient. Aici apare întrebarea. Cine pe cine are? Tu ai un creier sau creierul te are pe tine? Din moment ce creierul hotărăște cu până la 30 de secunde înainte ca tu să fii conștientă, care este rezultatul hotărârii?
ții-ți numai, creierul ți-l pune așa pe față, pe, ca pe, pe masă, tu citești, acum mă duc să beau o cafea. Te ridici și bei cafea și zici că tu ai hotărât, dar bilețelul ți-l pus și altcineva în față, creierul. Deci emoțiile nu le poți controla pentru că ele apar în mod automat în urma oricărei idei sau oricărei gând. Dacă au apărut și emoții, adică forța motion, emotion, motrică, te mișcă către ceva, acțiunea deja este rezultatul final. Și de unde n-ai controlat gândul, n-ai controlat emoția? Cum o să controlezi fapta când fapta este A plus B egal cu cea, în mod automat? Adică dacă ți-ai permis să gândești una, să simți un lucru, fapta va apare inevitabilă și va fi egală anume cu puterea lui A plus puterea lui B. Va fi o faptă. Dacă A egal cu 1, B egal cu 1, C va fi egal cu 2. Dacă A egal cu 10, B egal cu 10, rezultatul C, A plus B plus C va fi egal cu 30. Adică alt tip de acțiune, alt tip de forță a acțiunii pe care iarăși din nou noi să o controlez. Adică ca și cum m-am enervat și îmi controlez cât de mult să mă enervez. Păi, dar ce ai un potențiometru aici la tine, undeva dai, mă enervez. Mai încet, mă enervez mai încet. Te enervezi pur și simplu și arunci cu telefoanele sau arunci cu ceva poți prin casă. Poți să ai un gest fizic pe care ți-l identifici și acolo știi exact că ești pe punctul de a face o mare greșeală? Poți să ajungi la nivelul ăsta. Și de chiar dacă ești pe punctul de a-ți da seama că faci o mare greșeală, gâși ce? Tot o faci. Crezi că omul care tâncește cu telefonul în pământ de ciudă nu-și dă seama că face o mare greșeală și că mâine trebuiască să-și cumpere altul, dar tocmai pentru a intimida pe ea cât el de agresiv și nu-i pasă nici de telefon, tâncește cu telefonul în pământ, deși știe că face o mare greșeală. Și știe de ce face chestia asta. Pentru că nu e important A-ul și nici B-ul și nici C-ul, rezultatul, adică nici gândul, nici emoția, nici faptul nu e importantă, ci există acțiunea magică. Asta e cel mai important lucru. Adică acea acțiune se numește magică. De ce? Pentru că dacă eu încerc să rezolv problema gândirii, a emoției și apoi a faptei, când ajung la faptă, s-a schimbat gândul despre faptă sau despre emoție. Când aia și va trebui tot timpul să alerg după lucrurile astea toată viața, când a rezolvat-o pe una, s-a stricat a doua, când a rezolvat-o pe a doua, s-a stricat a prima, niciodată nu se le rezolv. Dar există așa un instrument, se numește acțiunea magică. Adică fac ceva special. Fac ceva și se rezolvă toate deodată. Uh-huh. Ei, uite, care este acțiunea magică? Acțiunea magică este în tot. Și în economie, și în politică, și în psihologie, și în sociologie, peste tot. Magul vede acțiunea magică. Ceilalți care nu au ajuns să fie mag sunt doar vrăjitori, începători, șamani, așa, pe nivele. Magul vede. Care este acțiunea magică? Ce trebuie să fac în orașul ăsta? O singur lucru trebuie să fac și toate o să se schimbe într-un anumit parametri. În anumit parametri. Sau din potrivă, trebuie să facem anumit lucru, pac, și totul se va străca. În 50 de ani orașul ăsta va dispare. Pentru că ceva am făcut, o acțiune magică care strică 50 de lucruri deodată. Am introdus eroarea esențială în sistem. Exact. Adică acel virus care a stricat calculatorul cu totul. Ca și cum ai dat tu foc. S-o aprins singur. Aia e acțiunea magică. Dacă nu te-ai dezvoltat tu să înțelegi lucrurile, nu te-ai pasionat, nu te-ai interesat lucrurile astea, o să trăiești o viață întreagă și nu să înțelegi niciodată în ce constă acțiunea magică, în nimic, nici măcar în viața ta. Dar te apuci să guvernezi cu oameni, cu destine, cu soartele oamenilor, cu soartele popoarelor, destinul popoarelor și imaginea lor și tot așa mai departe. Putând, fără să-ți dai seama, să duci poporul la pierzanie cu totul, că la dispariția lui, crezând că faci lucruri măreți. Pentru că nu cunoști. Necunoașterea este cel mai mare păcat. Din necunoaștere, din întuneric, se generează toate celelalte frici, toate celelalte necunoaștere și toate celelalte păcate. Acum, acțiunea magică. Uite, pentru telespectator și pentru cursanții mei din numerologie și cei care vor deveni poate în viitor. Acțiunea magică constă următorul lucru. Cum să fac eu ca să nu trebuiască să-mi controlez nici gândurile, nici emoțiile și nici faptele? Ele să provină de la sine într-o formă armonizată, orientată către un anumit scop care mă face pe mine și mă duce pe mine într-o direcție și mă face pe mine într-un fel. Uite, gândește așa, eu îmi imaginez așa. Sunt Gigi Doru, da?
intră în personajul ăsta de Gigi Doru și personajul, ca acțiune magică, singur va atrage un anumit tip de gânduri care va genera un anumit tip de emoții și asta va duce către un anumit tip de comportament care va presupune din când în când chiar să fiu dur așa slărât, lăsați, bă, ce dur sunt eu, temeți-vă! Dar de ce temeți-vă și nu iubiți-mă? Pentru că eu am intrat în personajul Gigi Doru. Dar dacă am intrat în rolul de Hristos, știu că Hristos nu o să fiu, dar măcar așa ceva, pe lângă El, măcar, nu, 10% din El. Nu? Atunci personajul ăsta singur îți va alege și tembru vocal, și gestul, costumația, ceilalți actori din jurul tău, în piesa vieții tale, în telenovela vieții tale, îți va alege frazele și atunci când le uiți o să apară un suflor și o să spună anume fraza aia pe care o spune Hristos, nu Gigi Doru, cu emoția pe care o generează Hristos și cu fapta care se naște din A plus B, din gând și plus emoții. Personajul, adică ceea ce te crezi tu sau te vezi, majoritatea oamenilor se cred ceva, nu sunt. Dar se cred atât de mult până la identificare cu personajul fiind chiar și prostesc, îl joacă personajul ăsta, dar numai că omul absolut prostește, uită când a început să joace rolul de tâmpit, cu ce scop l-a jucat, poate a fost chiar foarte bun și util. Și că piesa de mult s-a terminat și trebuie să ieși din personajul ăsta, să joci altul cu totul, să cuprinzi alt personaj. Nu, el în rolul ăla a rămas blocat. 90% dintre oameni sunt blocați în rolul ăsta. Românii cel mai mult sunt blocați în rolul de victimă. Și dacă ești blocat în rolul de victimă, personajul de victimă, indiferent care, Ileana victimă, Maria victimă, va da vină tot timpul pe cineva că e victimă, pe ruși, pe stat, pe guvern, pe americani, pe toți sunt vinovați, numai noi suntem buni pentru că noi suntem victime. Noi n-am făcut la nimeni rău, toți ne-au făcut nouă rău. Eu sunt băiat bun așa, dar dacă na, toți în jur sunt niște șacali, tu trăiești victimă, o să ai filosofie de victimă, o să gândești ca victimă. O să culegi roadele pe care le culegi în orice piesă de teatru, victima. Dacă eu o călău, la sfârșit, mai devreme sau mai târziu, va trebui cuiva să-i tai capul pentru că eu joc rolul călăului. Și călăul ăsta, în piesa vieții, regizor în care este numai Dumnezeu, dar nici Dumnezeu nu-i. El e directorul de teatru, putem spune așa. Până la Dumnezeu te mănâncă arhanghele, sfinții, heruvimi, serafimi, îngeri, toate aia te controlează cum să joci tu corect rolul. Și pentru că sunt călău, trebuie să am o anumită vestimentație. Pentru că sunt călău, dorm acolo, nu în castel. Dacă sunt servitor și victimă, dorm în grajd pe lângă cai, nu dorm cu boierul sau cu împăratul sau cu prințul în castelul lui. Dar aș putea să dorm în castel, da, dar pentru asta trebuie să intru în personajul de sfetnic al lui Țepeș, ca să fiu sfetnic, să joc rolul ăsta și după ce îl joc o perioadă de timp suficient de bine, identificându-l cu el, însăși personajul îmi va spune ce trebuie să vorbesc, ce nu trebuie să vorbesc, ce trebuie să știu, ce nu trebuie să știu, când să tac, când să nu. Singur îmi va regla și comportamentul meu mental, afectiv, emoțional și fizic, comportamental. Singur personajul. Uite, puteți să faceți acasă un experiment. Jucați-vă așa. Uite, niciunul dintre voi nu este bandit. Dar asumați-vă să jucați așa. Uite, tu, soțul bandit, soția ta, victimă. Și apucați-vă să jucați cât de credibil puteți voi rolurile astea. O să vezi că deși niciodată n-ai fost bandit, o să știi exact ce să vorbești soției tale din rolul de bandit. O să știi cum să-i pui cuțitul la gât, o să știi cum să-i enervezi, o să știi cum să-i intimidezi. Și ea, ca victimă, va ști exact ce are de făcut dacă din start i-a spus tu, victimă, nu poți riposta, nu poți face nimic, tu te supui în totalitate și faci tot ce spune călăul sau agresorul, pentru că altfel îți pierzi viața. Și ea va ști tot ce trebuie să facă, luând în considerație elementele de bază a scenariului. Ei, în lumea în care trăim sunt 144 de scenarii, mai multe de atât nu sunt. Fiecare dintre noi cuprinde unul dintre ele. Cei mai buni dintre noi pot juca roluri mixte. Dimineața unul, acasă altul. Și acasă cu propria soție, azi joci străinul, poi mâine joci tatăl ei, poi mâine ești străină, poi mâine ești bandera și el nu știu cine și așa o ștratezi și o să-i și placă. Schimbi rolurile, niciodată nu se plictisește pentru că nu știe cine o să vină astăzi acasă. Fizic e Anatol, îl cunosc, e meu. Dar el a venit ca șmecher. O venit ca bandit, o venit ca și
spunem așa, ca tată, a venit ca fiu, a venit ca frate, a venit îngerul ca străin. Tu vezi că ți-a luat gura mare, ceva, adică joci. Și spectacolul este atât de frumos și interesant când este jucat cu responsabilitate, încât și ceilalți din jurul suteți zic, mamă, ce tare este, doi prăv, îmi place, nu știi? La ei tot timpul e diferit, la noi tot timpul e așa un singur personaj, victimă ta. Și tu ești victima căsătoriei cu mine și trăim două victime pe aici, tot timpul de bucim. Pentru că altceva noi să faci, asta e acțiunea magică, personajul în care ai intrat îți va dicta gândurile, emoțiile, faptele, conduita, că fapta poate nu e obligatoriu încă o conduită. Adică comportamentul, azi m-am comportat așa, greșit, dar dacă mă comport și greșit și azi în mâine, pot să ajung o conduită, adică o normă pentru mine cu fapta asta. Vestimentația, anturajul, decorul, tot ca la teatru. Încă o dată, am avut un om pe planeta asta, fiul de Dumnezeu în sensul ăsta. Viața, el a spus, viața este un teatru și noi ne suntem actori. Uite, unul a îmbrățișat rolul de militar. Vezi, așa se numește, teatru operațiunilor militare. În comparație cu teatru, teatru, carte. Acolo, dacă ai murit, la sfârșitul piesei nu mai apare viu, stinchin. Și lumea să te aplaude. Te vor aplauda post-mortem, dacă își vor aduce aminte de tine. Dar e teatru acțiunilor militare. Ce sunt acolo? Actori. Aia ce este? Scena politică. Ce sunt aia? Actori. Piața economică. Piața economică. Piața, adică agora. Primele spectacole se dădea în agora, adică în piață. Ce sunt acolo? Actori economici. Ce fac ei? Joacă. Unul știe să joacă rolul de milionar și chiar dacă n-are milioane, le dă, uite, voi mi le dați și spui, fii tu milionar și administrează-ne banii noștri. Pentru că tu joci bine rolul de milionar, noi nu știm să jucăm rolul de milionar. Și el ajunge milionar, voi n-ajungeți. Și aici, când vorbim despre un rol, avem cele două polarități, avem alegerea, care în numerologie se găsește la 2. Da. Deci, undeva există totuși alegerea ca nucleu, alegerea de a-ți lua un rol și alegerea ca în rolul respectiv să te duci într-o direcție sau în alta. Indiferent în care te vei duce direcție, că te vei duce în direcția yang, vei atrage după tine yin-ul. Te vei duce în direcția binelui, vei atrage după tine rău. Făcând bine, va veni și rău din spate. Adică pentru o mulțime de oameni, ceea ce e bine, ei vor cataloga ca și rău. Uite, de exemplu, îi luăm pe toți, de mâine să-i punem la muncă. Adică avem 35% dintre bărbații care au până la 35 de ani care nu sunt, și fete care nu sunt cadrate în câmpul muncii. Mâine îi punem la muncă pe toți. Asta e o forță. Uite, nu știu, ceva să muncească, să curăță râurile și lacurile de pieturi, de nu știu ce. Îi punem la muncă. Crezi că lor asta o să le placă? Eu o să văd asta ca rău. Dar eu fac un bine. Unde ying acolo și yang, unde trandafir acolo și spinul. Nu asta e problema. Ce ai să joci tu, rol pozitiv sau rol negativ? Păi asta personajul, nu poți, că le ai la pachet oricum. Le iei la pachet. În momentul când ai să joci yang-ul, rol pozitiv, în spatele tău o să vină yin-ul, negativ. Joci din stat rolul negativ, personaje. Pentru un rol negativ, pentru cel băiatul rău, fata rea, tot se ia Oscaruri. Apropo, a jucat fata rea, băiatul rău, e cel mai ușor. A juca fata bună, băiatul bun, e cel mai greu. Dar chiar și aia când joacă bine rolul de fată bună, sfântă sau băiat bun, Hristos așa, el atrage după el ce? Ying și yang unu-ți disparte. Acțiune și contracțiune, permanent. Cald rece, trandafir și spin. Nu poți. Ai eliminat spinii, nu mai e trandafir. Ai eliminat trandafirul de sus, crenguța aia cu spini, e de trandafir, dar el nu poți să-l numești trandafir. Cu alte cuvinte, deci, am putea să sintetizăm, domnule Anatol Basarab, ca esență, cine sunt eu, punct de plecare, da? Și restul totul se organizează de la sine. Ai ales să fii victimă, nu te plânge că așa se derulează spectacolul vieții tale și nu te supăra că apar eu, firesc, care să te victimizez. Pentru că tu singur că ai intrat în rolul de... Nu intrai tu în rolul de victimă. Eu oricum eram în rolul de... Asupritor. Asupritor, abuzator. Atunci o găsim pe ea.
viața o aduce pe altă. Nu, pot, ca la teatru. Tu poate te-ai rămas însărcinată și nu mai poți veni la teatru. Te înlocuim frumos, vine alta și o să o abuzezi pe ea. Pentru că așa e rolul meu. Și dacă, apropo, nu fac chestia asta, și regizorul o să mă critice, și suflorul, și cine mai sunt pe acolo, directorul teatrului. Chiar piesa în sine nu se mai poate juca. Odată și doi, o să fiu huiduit chiar de spectatori, care nu se pricep la teatru, dar își dau seama că n-am jucat bine. Nu așa se abuzează, pe ce ăsta e abuz? Eu trebuie să te bat, ce era așa o chestie? Lumea zică, păi, ce ăsta e bătaie? Dar lumea din sală aruncă cu roșii în mine, că bă, adică ce ăsta e fraier, nu știe să... Bă, bătaie, domnule, adică trebuie să o abuzezi, scrie scenariu, bătaie. Păi ce asta e bătaie? Ce o jucată este? Pentru cei care au fost la cursurile lui Anatol Basarab, pentru cei care l-au auzit de multe ori vorbind în conferințe sau în emisiuni, nu este o noutate faptul că trăim într-o lume analogă. Mă gândesc că pentru cei ce l-au ascultat, pentru că ne-a ajutat pe mulți dintre noi să conștientizăm acest lucru. Numai că astăzi, domnule Anatol Basarab, aș vrea să... încercăm să facem această analogie între două sisteme. Un sistem este omul și un sistem, să zicem, pentru că e mai comun pentru noi toți, să fie motorul de la mașină sau chiar mașina în sine. Așa. Pentru a înțelege de ce, așa cum am mai spus și altă dată, în alt episod, numerologia este un sistem util, aplicabil în diverse tipuri de sisteme și de ce numerologia e cumva deasupra timpurilor. De ce? Pentru că ea se potrivește în orice sistem. Cu ea putem înțelege pe baza principiilor, da? Pe care ni le explică atât de logic, putem înțelege aproape orice sistem. Zic aproape pentru că trebuie să ne cuprindă pe noi capacitatea de a înțelege, fiindcă numerologia oricum explică. Corect. Putem explica sau le putem înțelege orice sistem, subsistem sau suprasistem, pentru că el, inevitabil, este construit din cifre. Din oricare cifre și în orice formă. De așezarea cifrelor într-un rând sau într-o ecuație sau într-o înșiruire de evenimente, situații, contexte, piese, obiecte, calități, caracteristici și restul. Atât timp cât un obiect, un sistem sau un subsistem sau un suprasistem care ghidează și sistemul, controlează și subsistemul, deține cifre, el poate fi explicat, să spunem așa, uite, matematic, dar nu matematic din sens cantitativ, ci matematic în sens calitativ. De-aia foarte ușor putem să înțelegem principiul acelui sistem, scopul acelui sistem, informația sau caracteristica de bază care stă la fundamentul acelui sistem, funcția, limita acelui sistem, chiar slăbiciunile sau punctele slabe acelui sistem. Înțelegându-le, ne rămâne decât să experimentăm sau să verificăm și după aia să ce? Să trecem la relații, la diferite tipuri de relații, diferite forme de structurare, relații cu acel sistem, având înapoi către noi un feedback. Adică introducem în sistem ceva, și la ieșire el produce ceea ce noi așteptam să se producă. Dacă la intrare noi producem, dăm o intrare, o anumită caracteristică sau un impuls oricare, iar la ieșire avem alt rezultat, trebuie să ne gândim de ce s-a întâmplat asta. Adică s-a produs o modificare în sistem. Modificarea asta are o lege. Ce anume trebuie să facem noi sau când și cum trebuie să producem impulsul, același impuls, ca de fiecare dată la ieșire să avem anume același rezultat. Uite, băgăm ca într-o o cutie neagră, noi nu știm ce se întâmplă acolo, dar băgăm lemne aici, bușteni, și în partea este mobilă de cea mai bună calitate. Altă dată băgăm în același sistem lemn și acolo iese rumeguș. Sau altceva, da. Rumeguș cu totul. Ce s-a întâmplat? Că tot lemn am băgat. Ei, se dovedește, poate ajungem la concluzia că, de exemplu, dacă bari în zile pare, iese mobilă, bagi lemn în zile impare, iese rumeguș. Știind asta,
Și vrând mobilă, o să avem grijă să băgăm lemn în cutia asta neagră, o fabrică, uzină ce este, în sistemul ăla, să dăm la impuls, la intrare, un impuls numai în zilele impare. Și de fiecare dată, la rezultat, o să avem mobilă de cea mai bună calitate. Dacă nu vrem, rumeguș. Pentru cei care au dureri de articulații, de exemplu genunchiul, dacă studiem scripetele, înțelegem cam care sunt mecanismele în genunchiul nostru, corect? Corect, corect. Omul, din punctul ăsta de vedere scheletic vorbind, omul este un sistem de pârghii care au limitele lor, care se înclină ușor într-o direcție și care, dacă înclinăm în altă direcție și o forțăm, pârghia asta, știi, dați-mi o pârghie și eu răstorn pământul. Da. Așa și aici, uite, luat pârghia respectivă și cu trăgând mai tare, răsturnăm tot omul. Corect, e și o tehnică în artele marțiale, da. Exact. În artele marțiale, gen Aikido, acolo arta este provine din inginerie. Adică ca să ajungi să fii un maestru al Aikido, de exemplu, sau la în altele, trebuie să știi tot sistemul ăsta de pârghii, limitele lor, în ce direcție funcționează într-un fel și în ce direcție răstoarnă tot sistemul. Oricare om, uite degetul, lua degetul respectiv și am tras așa, dincolo de degetul, pârghia asta atât e de mică, dar când vom trage așa, omul va cade în genunchi, ținându-l doar din deget. Știind sistemul ăsta de pârghii, cu un deget te ating într-o anumită zonă a corpului și garantez la pariu că de pe pat nu te ridici. Depunând orice efort să te ridici de pe pat, acum nu te poți ridica costițând cu un singur deget. Și nici măcar nu îți depun mare efort pentru asta. Nici măcar urmă pe corpul tău nu o să rămână că am pus de aici acolo. Dar nu te poți ridica cu unul. Vezi, un sistem întreg ingineresc. Pârghii și, cum le mai spunem, scripeți. Scripeți, da. Ziceam că mergem la mașină, ca să ne fie un pic mai ușor să înțelegem cam cum e corpul nostru, da? Ce avem? Avem motorul la mașină și acela trebuie să fie inima. La macro mă gândesc, dar nu numai inima, poate că toate cele 5 organe pline și cele 5 organe goale, nu? Și mașina are organe pline și are organe goale. Are 5 fecioare bune, 5 fecioare proaste sau neînțelepte, cum se spune. Mașina fiind creată după chipul și asemănarea noastră, ea, dacă am spus că e creată după chip și asemănare, după noi, că e creația noastră, noi nu putem crea ceva ce nu ne aparține. Omul nu poate face ceva ce nu a văzut undeva în creație. Nu-și poate imagina ce nu există. Poate doar să combine. El poate să combine lucrurile care deja există în forme diferite și astfel se creează un elefant cu gât de lebădă și cu aripi de vulturi. Dar aripile există și gâtul de lebădă există și penele există, doar le-am luat și le-am pus din alte locuri într-un singur loc, făcând un mixaj, cum am compactat altfel și a ieșit parcă un alt tip de elefant. Dar în realitate omul nu-și poate imagina ceea ce există. Prin urmare, dacă noi am reușit să creăm un motor, o rachetă, orice altceva, e creată după chipul și asemănarea noastră. Bine, nu după chipul și asemănarea lui Gigel, care nu știe matematică și fizică, după chipul și asemănarea acelui om care e în stare așa ceva să creeze. Sigur. Și prin urmare, dacă el e în stare așa să creeze, o cameră de luat vedere, de exemplu, el este creatorul acelui, un fel de Dumnezeu al ei. De ce? Pentru că el o poate controla, cunoaște slăbăciunile și niciodată nu o să ajungă ca camera sau aparatul de fotografiat sau ce știu acolo, să-l stăpânească pe creator. Pentru că relația este totdeauna de la creator către creație. Creatorul hotărăște ce face cu creația lui și când o modelează. Totuși, există în literatura universală exemplul clar al creației care își înghite creatorul, care își omoară creatorul. Corect, dar acolo și suntem vorbim și noi în pericolul ăsta. Da, acolo vorbim de cu totul altceva. Adică acela nu este un creator. Acela este un, să spunem așa, un vrăjitor care a luat un corp uman, l-a modificat în diferite feluri, el nu l-a creat pe acel corp, el doar l-a modificat în așa fel, încât la un moment dat ajunge să moară din mâna propriei sale, nu creației, aia nu se poate numi creație, că nici nu e funcțională, ci din mâna propriei sale bazaconii. Bazaconii înseamnă bezaconii, adică fără de legi. El a murit din mâna propriilor sale fără de legi.
punem aici un semn de exclamare și lăsăm pe cei ce ne sunt alături să se gândească la ceea ce tocmai ați spus, pentru că nu-i chiar așa departe în literatură undeva un mit uitat, ci este perfect aplicabil în zilele noastre, cine și se va gândi va înțelege. Corect. O parte din civilizația noastră tot are toate șansele să moară din mâna propriei sale, să-i spunem, cum folosit tu, creații. Niciodată tu, ca și creator, nu poți muri din mâna creației tale. N-ai cum, pentru că tu ești creatorul. Adică nu poți. Dar poți muri totdeauna din mâna de rezultatul propriilor tale bazaconii. Că am făcut-o în calculator, eu nu pot să mor din cauza calculatorului. Dar bazaconile care le facem pe calculatoare și într-o rețea și nu știu ce, în urmă la asta pot să mor nu numai eu, ci toți care sunt cumva conectați la acel sistem. Bazaconii, bezaconii, adică fără de legi. Nu din cauza că eu am creat. Creatorul totdeauna e binevenit, binecuvântat inclusiv și de Dumnezeu. Ai creat ceva, o poezie, ai creat o pictură, foarte bine, noi să mor de mâna picturii tale. Dar creând sau bazaconii, creația totuși înseamnă ceva. De exemplu, nu pot să spun că omul ăsta, uite, a creat un cub sau un pânz alb, un punct negru. Asta nu e creație. Creația, vezi, aproape că prinde viață. Când te uiți acolo ceva, îți aduce un mesaj, te inspiră. Picturi moderne. Tablou 2x2, un punct negru acolo. Asta e creația. Ați rămas în urmă. Există și tabloul care nu există. Care nu există și care a costat foarte mulți bani. Da. Hai, vezi? Atunci, în urma bazaconilor, oamenii pot să moară și să ducă și departe, să se smintească cu totul. Dar creatorul, nu o să auzi niciodată cu un creator care a creat cei mai, unul dintre cele mai, Eugen Doga, unul dintre cele mai apreciate valsul. Valsul secolului al 20-lea, așa exact. Cum a fost numit de Ronald Reagan. Da. Corect, o să moară de orice, dar nu din mâna valsului. Eu cred că nu o să moară oricum de pe urma creației sale sub nicio formă. Dar prin însăși creația lui, el va dăinui, adică va continua să trăiască, pentru că numele lui va fi probabil rostit, pomenit, cum se spune, și după sute de ani. Eugen Doga a compus Dulcea și Tandra mea fiară. Cred că așa ne numim mulți mașinile, dacă stăm să ne uităm cum le bibilim și le îngrijim și avem grijă să nu fie nicio urmă pe ele. Însă să ne întoarcem la subiectul pe care ni l-am propus, această analogie între corpul nostru și mașină, pentru că mulți au întrebat cum putem să găsim elemente din corpul nostru într-un sistem... Nu știu pentru ce trebuie să facem analogia respectivă, dar bănuiesc pentru a înțelege mai bine cam cum funcționează corpul uman. Da. Eu, ca psiholog, dacă mă uit la un tablou pe care l-ai pictat tu, eu pot să-mi dau seama că acesta este produsul activității tale, adică e izvorât din interiorul tău, uitându-mă la el, pot să știu ce ai tu în interiorul tău, corect? Corect. De ce? Pentru că el te reprezintă. Corect. Pentru că tu, ca imprimantă, din tine l-ai scos și uite, l-ai pus în față. Studiindu-ți tablou, de fapt, studiem pictorul. Aflăm ce are el, și frustrările, și durerile, și cromatica care este acolo, e și în el, asta se reprezintă culori, reprezintă gânduri, emoții, atitudini și tot așa mai departe. Bun. Presupunem că nu știm cum funcționăm noi. Uite, nu ne-a învățat nimeni niciodată și nouă ne-a fost lene sau am fost preocupați de alte lucruri mai puțin importante. Și greu cu anatomia. Și ne-am preocupat de alte lucruri mai puțin importante și așa am ajuns la 30 de ani când nu știm cum funcționează corpul nostru și ne descurcăm în tainele lui. Păi atunci ne ducem mai jos să studiem creația noastră. Că din noi nu poate să iasă altceva decât ceea ce suntem noi deja. Dintr-un om negru va ieși o negreață, nu știu cum spunem, spurcăciune. Dintr-un om luminat va ieși ceva frumos, luminos, cum are. E produsul activității sale, fie și verbale, fie și în ricărnucul. Ne ducem și studiem mașina. E analogică, pentru că noi nu putem crea lucrurile. Dacă le creăm digitale, alea sunt virtuale, nu există. Din moment ce au apărut în formă materială, asta înseamnă că e în formă analog. Analog înseamnă că sensul rotației este orară sau orală. Dacă e digital, înseamnă că sensul de mișcare este trigonometrică și nu se răspândește prin cuvânt oricât ai spune. Dumnezeu a zis și s-a făcut lumină, a zis să se facă, s-a făcut ceva. Dar în sens digital poți să zici cât vrei, nu să facă nimic, trebuie lucrurile programate. Adică, știi cum spune, așa, de aia spune corect. Astăzi lumea este guvernată nu de cei care stau la butoane. E o iluzie imensă dacă ei stau sus acolo la butoane în guvern, ei cred că guvernează. Nu, nu, nu. Lumea este guvernată de cel care scrie
programul, scriptul. Ăla conduce lumea. Ăștia stau degeaba la butoane, pentru că apăsând pe butoane o să iasă rezultatul care dinainte e registrat în program să apară ca rezultat. Și atunci, uite mașina, este un motor. Mașina, per total, asta e omul. Da. Are ștergătoare? Are. Noi avem ștergătoare? Avem. Ștergătoarele astea cam la câteva secunde, independență. Principiul e diferit. Acolo trebuie udat ca să îl ștergi. La noi ud tot timpul parbrizul. Numai trebuie să clipim ca ștergătoarele. Șofer există? Există. Dacă nu există, mașina e moartă. Sigur. Adică e o bucată de fier care stă acolo. Și la tine, dacă șoferul pleacă, tu ai pierdut conștiința, căzut jos și ai leșinat. Trebuie să întoarcă șoferul, bagă cheia, pornește, începe toate lucrurile astea să funcționeze. Este? Nu o să începem acum să vorbim despre cine e șoferul, că nu ne ajung minutele. Are mașina un motor? Are. Și noi avem sub capot, unii, capota noastră aici, tot motorul e aici, restul sunt buc și planetare, tot felul de alte chestii, nu știu ce, amortizoare și tot așa în departe, vezi, scheletul. Tot motorul se află aici. În motor există o pompă de, care dă viață motorului, pompă de combustibil, de benzină. Și noi o avem. Inima. Acolo e benzină, la noi e sânge. Sângele se mișcă, benzina se mișcă dintr-o parte în alta, face ardere internă, sângele poartă oxigen, ajunge în celule, tot ca ardere internă, explozie, căldură, entropie și tot așa mai departe, se întâmplă lucrurile respective, ne mișcăm. Energia o folosim pentru cine? Acolo energia, spunem așa, explozie, energia mecanică de dute vina pistoalelor se transformă în energie, adică în mișcare rotativă și pe urmă mișcarea asta rotativă se transmite la rost printr-un cardan sau printr-un sistem care electric, nu contează, mașina se mișcă. Tot așa consumăm și noi energie. Diferența este că mașina trebuie permanent încărcată cu ceva și găsi ce? Omul trebuie și el permanent încărcat. Pentru că energia care o are el în acumulator nu e suficientă pentru a trăi. Putem să trăim o perioadă de timp pe acumulator, dar repede o să ne îmbolnăvim. Nu mai mărg farurile, nu se mai știe blegița, așa, și trebuie să mâncăm ceva, trebuie să bem ceva. Adică trebuie să introducem rezervor. Ce e rezervorul nostru? Stomacul. Are mașina un filtru de ulei? Are. Ce ajută filtrul ăla? Să elimine tot felul de particulele metalice, dăunătoare, celorlalte elemente care se află în permanență frecare și între ele trebuie să fie numai o pelicioară, să spunem, și un strat foarte subțire de ulei fără componente metalice care să zgârie sau așa, sau să crească frecarea ca să nu crească temperatura motorului. Exact asta face și ficatul noi. Are un filtru mașina de benzină? Are. Are. Și noi avem rinichi. Doi chiar. Și are și un filtru de aer. Și avem și noi, avem și noi plămâni. Plămâni. Așa. Și mai vreți? Chiuloasa cine este? Păi da, uitați-vă. Uite, toată chiuloasa ta aici undeva se află. Dacă se sparge aici, toate piesele îți duc pe jos. Cam așa. Toată căblăraia și toate furtunile, tot ce este în motor respectiv, se duc pe jos. Așa, deși piesele importante vor rămâne fixe, că avem organe fixe, că dacă facem o tăietură, ceva se va duce pe jos, ceva va rămâne înăuntru. Noi să facem o tăietură și căzut plămânii pe jos. Da. Pentru că ele sunt fixate acolo undeva, dar sunt organe furtune, fel de fel, care dacă nu sunt bine prins acolo și ridicăm capota, tot alea se duc. Așa, la mașină diferența, capota poate fi ridicată când vrem noi. Și de la ea n-are nevoie de recuperare. La noi, dacă ți-o deschizi capot, avem nevoie de un timp de recuperare. Da. Ca să vindece rana. La mașină ridicăm capota cât vrem noi acolo, așa. Țavă de eșapament are mașina? Avem și noi. Nu, visez. Și nu numai de eșapament în sens de gază, ci și de aruncare în afară a rezidurilor producției energiilor din corp. Și la mașină probabil există chestia asta ca analogie atunci când schimbăm ulei. Tot curge ceva, reziduri care trebuiește cumva înlocuit. Avem grijă de mașină ca să nu o tamponăm? Avem. Asta facem și noi. Dincolo de o anumită viteză, tamponarea noastră cu orice perete, cu orice copac poate să fie pentru noi cum? Mortală. Mortală. Mortală e numai atunci când șoferul o sărit pe geamul din față, în mașină, din mașină, o căzut acolo jos și a murit și mașina pe urmă nu mai poate fi pornită niciodată. Ei, la mașină e diferență. Șoferul intră și iese de câte ori vrea. La noi șoferul intrat odată, în viața intrauterină încă, și iese o singură dată din mașină. Se mai poate întâmpla în cursul vieții că șoferul
cumva cade din mașină, dar picioarele încă e acolo, eu rămas. Sau cu o mână se ține de volan și cu mâna e pe jos. Aia când ne pierdem cunoștința, când nu știu ce de felul este. Sau se întâmplă când șoferul poate fi adormit la propriul volan. Anestezie totală se numește. Vezi câte analogii. Totul e analogie. Și acum dacă tu ești mecanic auto sau nu vrei să cunoști biologie, du-te și cunoaște mecanica. Cunoaște tot înspre motorul cu ardere interne, în doi timp, în patru timp, de care vrei tu acolo, și dacă înțelegi tainele, principiile, o să-ți dai seama cum funcționează și la tine și de ce te dor acum rinichii, de ce te doare ficatul, de ce ai probleme cu plămânii. Care pe care se determină și așa mai departe. E, principiul e același. Fără unul dintre aceste cinci elemente, pământ, foc, apă, aer, copac, cum se spune în tradiție, fără aceste cinci elemente, motorul nu-i posibil să existe. Nu funcționează. Unul, dacă lipsește, motorul nu mai funcționează. El există, nu funcționează. La noi, la fel, unul dintre aceste cinci elemente, dacă lipsește sau nu este suficient, viața dispare. Vezi, sunt cinci. Nu sunt toate la fel. Ăsta atâta trebuie să fie. Ăsta atâta, ăsta atâta, atâta. Adică dominațiile sunt diferite. Puterile sunt diferite, dar el trebuie să existe în formă necesară și suficientă. Dacă există, viața e posibilă. Una au dispărut, viața nu mai este posibilă. Nici pe glob, nici interiorul tău, nici nicăieri. Din cauza asta, noi trebuie să avem grijă în cursul vieții, ca civilizația asta să nu dispară sub influența diferitelor potoape și altele, să avem grijă ca aceste cinci elemente să fie cum? În armonie. Dar focul înseamnă nu numai focul fizic. Sigur. Focul înseamnă focul pasiunii, focul minții, focul... Trebuie să avem grijă, să înținim populația într-o anumită formă. Apa înseamnă diplomație, curgere, flexibilitate, feminitate și asta trebuie să o ținem într-un anumit echilibru. Copacul sau lemnul trebuie înținut și la într-un anumit... Fierul, metalul trebuie și asta întreținut ca principiu. Este un principiu, nu vorbim de metal, metal. Metalul înseamnă perfecțiunea, înseamnă tăios, înseamnă cel că perfecționăm, tăiem, șlefuim. Șlefuim lemnul cu el. Lemnul nu, înseamnă și asta ce? Uite, toate aceste cinci principii, dacă noi în cursul vieții, ca state sau ca globalitate, am ști, le-am pricepe și le-am înțelege și le-am învăța din mici în școală, să le stăpânim, toți am fi sănătoși, toată planeta ar fi sănătoasă și nu ar trebui să ne ocupăm nici de un fel de încălzire globală. Cum poate să se lupte oamenii care fac parte dintr-un sistem încercând să moduleze suprasistemul din care ei fac parte? E ca și cum noi aici am stat acasă și am începe să ne luptăm, știi care e chestia? Hai să ne luptăm cu chestia asta, noi să cheltuim bani pentru asta, banii contribuabili, ușetă. Științific, dacă luna s-ar apropia mai aproape de pământ, s-ar modifica o serie întreagă de caracteristici. Și dacă soarele s-ar mișca cu o viteză mai mică și Neptun în jurul lui și Jupiter, nu știu, s-ar modifica o serie întreagă de lucruri. Hai acum să ne luptăm ca noi, dintr-un subsistem, să controlăm un sistem și după aia, prin intermediul lui, un suprasistem. Facem trimitere la un episod anterior pe care l-am avut pe pagina de YouTube a Asociației Numerologilor din România pentru această temă și încheiem, domnule Anatol Basărab, cu încă un răspuns. Dar farurile mașinii. Și noi avem aici un far. Unu. Mulți spun al treilea ochi, dacă vreți. Și ăla, dacă luminează, vezi ceva în întunericul vieții. Dacă nu luminează, rătăcești toată viața, crezând și mergând pe căile care ți le propune cineva sau ți le descrie fără a putea întrezări, a vedea nevăzutul câtuși de puțin. În era vulpi, oamenii pe atunci făceau tot posibilul ca așa ceva să nu poți vedea. Să crezi că lumea este așa cum ți-o spun eu, cum ți-o descriu eu. Înainte, într-o perioadă de timp, ți-am descris-o că pământul e plat. Apoi brusc am descris că pământul e rotund. Apoi să-l descriu că pământul e patrat, nu știu cum. Indiferent cum o fi pământul, nu asta e important. Important este că tu stești cum îți spun eu și să-ți faci filosofia de viață, fricile, dorințele, imaginațiile și creațiile tale o să coincidă cu programele sau direcțiile pe care eu ți le-am dat. Și dacă ți le-am dat, înseamnă că știu unui să ajungi. Și chiar și peste 1000 de ani eu mă duc și te aștept acolo. Și când îi să ajungi, eu am covregei și ceaiul pregătit, că tu ești obosit. Și cumpăr, îi se iei de aici ceai și zahărel și covregei, pentru că
ai mers atât, ai alergat și obosit și la final, la fine și acolo ai nevoie și tu din ceea și eu să-l dau și iar pe urmă să arăt unde să fugi mai departe. Chestia asta cu manipularea globală, vrem, nu vrem să termină. Și nu depinde de noi că ne deșteptăcim, că devine românul mai nu știu cum, nu. Spațiul, înțelegi? Spațiul se modelează de la sine chiar dacă noi n-am existat. Spațiul în colaborare cu timpul. Uite, a venit timpul și spațiul ăsta s-a modulat. În timp ce s-a modulat spațiul respectiv, condițiile de viață în același spațiu deja sunt diferite. Uite, apartamentul e nou, e o condiție de viață. Peste 50 de ani o să fie același spațiu, dar el o să moduleze și nu o să mai poți trăi în apartamentul ăsta. Definițiile educației, dacă le căutăm în mai multe dicționare, le vom găsi parțial, evident. Adevărul se compune din adevăruri parțiale. Însă încercăm astăzi să facem un tablou complet, să pricepem ideea de educație nu doar raportat la ceea ce înseamnă copil sau tânăr sau, nu, în fond, da. Educația ce este? Ar trebui să ne însoțească pe parcursul fiecărei clipe a vieții noastre. Da. Dacă spunem că educația este un tip particular de acțiune umană, o intervenție sau o direcționare, o categorie fundamentală a pedagogiei, atunci înțelegem din ceea ce se numește educație cu totul și cu totul altceva, adică ne duce într-o, spunem, într-o cu totul altă direcție. Dacă analizăm cuvântul educație din perspectiva dexului românesc, care spune că educația este un fenomen social. Fenomen asta înseamnă că e un fenomen neînțeles, nedirijabil, cum e furtuna, cum e cutremurul, cum, știi, sunt fenomenele naturii. Un fenomen social fundamental de transmitere a experienței de viață a generațiilor adulte și a culturii către generațiile de copii, tineri, abilități pentru integrarea lor în societate, înțelegem cu totul altceva. Adică pentru integrarea lor în societate, dar este un fenomen. Prin urmare, nu-l putem stăpâni fenomenul, nu-l putem înțelegem, îi vedem efectele, nu înțelegem cauza, nu înțelegem sursa sau mecanismele interioare, dar vedem numai rezultatele fenomenului și prin urmare îl constatăm. Mai mult de atât, integrarea în societate, în ce tip de societate? Societățile pot fi multe. Tribușea este o societate. Societatea tehnologică, societatea culturală, societatea morală, societatea valorilor, societatea non-valorilor. Care societate? Uite, lucrul ăsta trebuie să, dacă vorbim de educație, ar trebui să ne apropiem de cel care are chiar și numele ca meserie, așa, educatoare sau educator, și să întrebăm pur și simplu, uite, domnule, ce faceți dumneavoastră aici? Uite, aveți niște material uman în care ciopliți sau urmăriți fenomenul, ce se întâmplă cu ei. Și uite, chiar o să fie interesant să întrebăm un educator sau o educatoare la grădiniță, de exemplu, să întrebăm, domnule, uite, cu ce te ocupi tu? Care e funcția ta? Care e rolul tău? Ce faci tu cu copiii ăștia sau prin ei sau din ei sau prin intermediul lor? Pentru că ești educator, deci trebuie să-mi spui, pune-mă la pariu că nu o să-mi poată spune ce faci. O să spună că îngrijesc. Îngrijit este altceva. A educa, a îngriji este altceva. A cultiva este altceva. Și a culturaliza este altceva. Cultura. Sau cultura, cult, la ra. Omagiul luminii. Așa. Sau, da. Sau, mai spunem, cultul luminii. Soarelui. Da. Sunt și alte culturi. Culturi care nu se adresează soarelui, nu toate religiile și nu toate societățile sunt ra, adică nu sunt toate, sunt cultivul lumina. Mai sunt și cu luna și cu întunericul și cu semi-întunericul și cu întunericul total, dacă e posibil. Bun. Și atunci, cum sună întrebarea? Ce este? Educația. Păi uite. Ce presupune ea? Care este scopul acesteia? Da? Și în ce stil ne educăm copiii? Nu ne educăm copiii nici într-un stil, asta este problema cea mai mare, nu numai a României, ci a întregului glob de astăzi. Pentru a ne educa înseamnă că noi, în primul rând, știm, avem un scop precis, o linie,
o icoană sfântă la care ne uităm așa puțin în dreapta sus și știm că acolo vrem cu toții să ajungem. Cu toții. Dacă acolo vreau să ajung numai eu, iar tu vrei să ajungi în altă parte, eu îmi voi educa copiii sau le voi impregna ideea că e acolo trebuie să ajungă, că acolo e bine. Toți ceilalți copii din lume, în schimb, inclusiv ai tăi, sunt orientează cu totul în altă parte. Nici ei nu știu unii. De o regulă pe orizontală, nu undeva în dreapta sus, ci numai pe orizontală. Mai mulți bani, mai mult teritoriu, mai multe case, mai multe mașini, mai multe amante, mai multe bani, în felul ăsta. În felul ăsta eu, culturalizându-mi sau educându-mi copilul corect, nedresându-l, că dresajul, există și procese de dresaj care le încurcăm de multe ori și spunem că asta e educație. Educație, da. Dresajul se realizează cu biciu și zăhrelul, adică excitație, inhibiție. Educația se produce prin înțelegere, adică îl face pe copil să înțeleagă sensul, valoarea unui comportament, regulile unui joc, rezultatul unui joc. Pentru că dacă privim omul, de exemplu, știi că vorbeam noi într-o emisiune despre ceea ce înseamnă jucător. Eu ca jucător în viață, care am de jucat ori jocuri, ori personaje. Păi dacă eu sunt jucătorul, te facem o piramidă. Și eu sunt sus acolo, eu ca jucător, atunci eu trebuie să știu că la baza piramidei vor avea regulile jocului, jocul de personajele sau jocul de jocurile, voi avea reguli pe care obligatoriu trebuie să le știu, să le înțeleg, să le cunosc foarte bine, să mi le asum. Pentru că sunt jocuri la propriu care se joacă cu pistoalele pe masă. Și dacă ai treșat, nu o să-ți fie plăcut. Tot așa și în plan social. Jocul de a personajele. Eu joc, nu știu ce, șef de mafioț. Dar și acolo sunt niște reguli. Și dacă regulile alea le încalc sau nu le cunosc, atunci efectele pot fi foarte mai departe complicate. La ceilalte laturi a piramidei, în celălalt colț al piramidei, voi avea ce? Mijloacele jocului, cu ce jucăm? Cu cărți, cu nasturi, cu monete, cu ce jucăm acolo. Așa? Miza jocului, adică care este miza jocului, ce voi câștiga dacă îl câștig jocul ăsta sau ce pot să pierd dacă îl pierd. Și rezultatul jocului. Așa. În cele din urmă, la mijloc, când toate axele se unesc din toate colțuri, patru colțuri, la mijlocul bazei, voi fi eu ca și rol. Adică în jocul ăsta, care e rolul meu? Ce sunt eu? Clovnul, paiața, regele, în jocul în care tocmai am nimerit. Și mi s-a atribuit un rol, că în viață, de foarte multe ori, unele roluri ne le asumăm și le jucăm, le învățăm, altele pur și simplu ne sunt atribuite. Uite, ai venit în vizită la cineva, te-ai așezat la masă și te-ai așezat aici. Va veni proprietarul, tata casei, nu? Vorbeam de patru, ordine și plin. Și vă spune, te rog frumos, aici stă nașul, dumneavoastră mai încolo. Adică sunteți binevenit, dar nu e locul dumneavoastră. Adică ți-a spus exact rolul care este. Rolul tău este acolo. Stai, aici stă nașul, aici stă eu, aici stă Mirile, acolo stă Mireasa. Tot dragul, dar uite mai încolo. Și e foarte rușinos așa când te ridică cineva de locul care credeai că ți se cuvine și te mută în altă parte. Nu te-ai dat afară din casă, nici de la nuntă, dar te-ai mutat în alt loc. Atunci e foarte... Ei, și atunci, uite, vorbim despre lucrurile astea. Mai este un lucru foarte... Am vorbit numai eu ca jucător. Dar noi trebuie să știm. Ca să ne propunem un mecanism sau o metodologie educațională, noi trebuie să știm încotro naibii ne orientăm. Adică unde vrem să ajungem. Că dacă vrem să ajungem un popor de lași și trădători, atunci educația trebuie să fie de un anumit fel ca să atingem rezultatul ăsta. Dacă vrem să avem un popor de instruiți, regi, puternici, capabil să conducă nu numai cu lumea lor, și cu lumea în general, atunci avem nevoie de alte educații, de genul ceea care a făcut-o Moise 40 de ani în pustiu. Ducem un anumit tip de educație, școlarizare, instruire, implementarea anumitor valori treptat în timp, ca să ajungem să dobândim un popor cu care scopul sau obiectivul ăla poate fi realizat. Dar obiectivele de la bun început ele sunt câteva, adică sunt 5 la număr, 5 fecioare bune, 5 fecioare proaste, 5 înțelepte, 5... și ele sunt așa. Lumea bazală. În lumea bazală oamenii acolo se numesc cruzi bazali sau truditori. Vezi cum spune, trudesc pământul. Nu muncesc pământul, nu creează ceva pe pământ, ci truditori. Este următorul nivel al lumii, lumii în care în general putem să trăim. Lumea consumului material.
în lumea asta oamenii sunt tot de trei categorii. Cel care este deja truditor, dar eficient, o trecut la un nivel mai înalt, așa, realistul și cel care îl numim estetul. Uite, aceștia toți încap în lumea consumului material. Dacă vorbim de o etapă, de un nivel și mai înalt, dăm de o altă lume, spirituală, materială, socială, cu alte reguli, cu totul. Parte din legi sunt încă din lumea veche, parte din legi sunt inspirate cumva din lumea nouă, așa, de la următorul nivel și în lumea trestrești, se numește lumea creației materiale. Uite, vezi, unii creează mâncare, alții nu mai mănâncă. În momentul de față, cei care creează mâncare, care produc grâu, porumb, carne, ouă, sunt mult mai puțini decât cei care consumă. Prin urmare, România, în momentul de față, au ajuns să trăiască într-o lume a consumului material. Și vom fi la mâna... Asta înseamnă o lume inferioară, pentru că deasupra asta este altă lume, lumea creației materiale. Și vom sta la mâna celor care știu să creeze bunuri materiale. Pentru că noi suntem o țară de consum. Cine sunt aia? Inginerii, inovatorii și creatorii. Avem așa în țară. Mulți au plecat, din păcate. Ei, au plecat taman acolo, în acele țări care ne fac nouă produse alimentare și de orice altă natură, adică creează bunuri materiale și ne aduc nouă să le consumăm. Dacă vrem să fim și noi o țară, atunci trebuie să ne educăm copiii cum? În sensul de a le dezvolta capacități inginerești, adică ordine, disciplină mentală, structurarea informațiilor, să gândească ca un inginer, să structureze informația, să o pună pe policioare, pe căprării, inovatori sau inventatori, adică să le dezvoltăm capacitățile creative de a inventa, de a descoperi, de a așeza două lucruri vechi într-o altă formă ca să apară, sau de a le conecta altfel, ca să apară un al treilea alt element. Puzzle-urile de astăzi ne ajută pe copii numai să găsească elementele, să le pună într-o anumită ordine. Dar niciodată nu le poți pune în altă oricare ordine după ce pictura ai adunat-o sau puzzle-ul l-ai strâns, pentru că în altă ordine pur și simplu nu funcționează și nu iese nimic de acolo. Eu trebuie să le dăm jocuri în care ei se poată inventa lucruri cu totul noi. În câteva lucruri, patru lucruri, ia să le așezăm așa sau să le conectăm într-așa, în alt fel încât să dăie naștere la altceva. Și creator. Bun, dincolo de asta mai este altă lume. Lumea dezvoltării duhovnicești sau spirituale. Acolo sunt tot trei categorii de clasă sociale. Cum să noi? Pătura de jos, pătura de mijloc, pătura de sus. Nu așa, cei mai de jos sunt căutătorii, vindecătorii și propovăduitorii. Uite, sunt unele popoare în care numărul ăsta, procentual, numărul ăsta de oameni este mai mare. Și atunci acele țări dictează valori spirituale cu plus, adică pe orizontal, adică divine, sau sataniste cu valoare minus, adică cu semnul minus. Sataniste înseamnă că muritoare, unde apa le înghite, focul le arde, hoții le fură, rugina le ruginește, adică nu sunt veșnici. Ori filmă de durată, uite cum comunismul, 70 de ani, dar tot se strică. La un moment dat, se ruginește, adică se epuizează, se strică la un moment dat. Pe verticală încă nu s-a stricat niciodată nimic, pentru că dacă se strica o singură lege care nu i-ar dicta electronului cum se învârte și la ce distanță și ce viteză în jurul unui atom, s-ar modifica sticla asta în fața noastră, ar deveni plastilină instantaneu. Dar eu mai știu și noi, că și noi avem elemente din care compusă sticla asta, în interiorul nostru și la noi s-ar modifica multe lucruri și nu știu cum am arăta imediat, dacă o singură lege acolo s-ar abate. Și după care este altă lume, mult mai superioară, în care se numește lumea slujirii spirituale. Acolo sunt slujitorii, dar să nu încurcăm cu slujitorii bisericești, că asta este instituție. Dacă într-o țară ca România, cunoscuți oameni sau necunoscuți, am avea oameni care sunt conectați la acea lume, trăiesc la acea lume și sunt slujitori spirituali, prin munți, prin văi, nu contează, chiar dacă nu-i cunoaștem, ar fi mai mulți decât sunt, am avea noi ca popor mai multă inspirație. Apropo, eu pot să spun cu tărie, poporul român există încă și nu a fost mâncat cu totul, nu știu cum spun, de prieteni, aliați și restul, numai pentru că în țara asta există, chiar dacă nu-i cunoaștem noi, suficient de mult slujitori spirituali. Și densitatea lor este
destul de mare în raport cu alte țări. Adică este, spunem așa, un slujitor duhovnicesc sau spiritual la 10 km pătrați. În alte țări e 1 la 100. Dar în alte țări, cum Australia, de exemplu, sau nu știu cum, America, acolo e 1 la 50 km2, un slujitor spiritual. Și aici nu vorbim de cei oameni care apar genuoși în față și aia sunt propovăduitori, sunt în cu totul altă lume. Mă gândeam, iertați-mă doar într-o paranteză, că slujitorii spirituali, spre deosebire de cei din lumea materială, sunt cei care rămân în genere pe pământul pe care s-au născut. Da. Spre deosebire de cei din lumile de mai jos, care au o tendință mai mare de a migra, de a se duce dintr-o parte în alta. Bă, da, pentru că, de exemplu, cei din lumea consumului material, când nu se va mai fi suficient ce-i trebuie lui în țara asta, pentru că este consumator material, a bunurilor materiale, hrană, orice altceva, ce va face? Va migra în altă țară unde poate consuma mai ușor. Corect. Sau pe aceiași bani să consumi mai mult. Înțeles? Uite, deja prețurile la noi se scumpesc și găsi ce o să facă. Asta pune o presiune pe popor, ca pe un balon. Ala păsăm aici așa cu prețurile și în capul tău, altul mulțumim să emigreze. Unde? Unde se mănânc, unde se dobândește bucata de pâine mai ușor. Evident, dacă lumea se orientează și toți caută beneficiile și plăcerile lumii materiale, atunci înseamnă că tot globul încet, încet nu urcă pe scara evolutivă către o lume, de exemplu, a dezvoltării spirituale, ci se duce către o lume a consumului. Și am ajuns ca niște termite să consumăm pământul ăsta din adâncuri, din supramâncăm totul, nu mai rămâne creangă, nu mai rămâne parcă, noi consumăm totul, încercăm să transformăm orice spațiu într-unul mai confortabil, mai plăcut nou, tăiem păduri, nivelăm munți și toate astea pentru ca să avem ce consuma. Mai multe mașini, mai multe telefoane, mai multe nu știu ce de felul ăsta. Ei, uite, în același timp, dar lumea asta e compusă din ce? Din truditori, nici măcar muncitori, din unii care sunt realiști și înțeleg, pac, realistul, așa, și cei care estetul. Adică, domnule, dacă totuși lumea e de... Hai să o facem cumva, măcar să pară mai frumoasă. Mm-hmm. E așa neagră, dar măcar să o colorăm puțin așa. În esență e neagră la bază. Adică fondul negru, dar dăm niște culori așa ca să pară, să dăm o formă estetică. Și încercăm să găsim acolo și o etică cumva de felul ăsta. Dar asta este doar lumea consumului material. Vrem să trecem dincolo și să trăim și noi odată mai bine și să începem a deveni, a trăi mai bine, nu înseamnă a consuma mai mult. Asta să înțelegem, a trăi mai bine, a avea mai multe trăiri, a fi mai mândru, a fi mai puternic în interior, a nu avea atâtea goluri în interior, a ști că ești, pentru ce ești, ai o valoare. Pentru asta trebuie să trecem în lumea creierii bunurilor materiale. Uite, înainte România hrănea toată Europa, să zicem numai de greu. Și astăzi am putea face chestia asta. Dar mai avem ingineri, dar mai avem inovatori sau inventatori, dar mai avem creatori, că înainte îi aveam. De aia și eram țara respectivă. Punem la pareu că dacă acum eu sunt o orice instituție și vă dau 80 de miliarde euro cu scopul că în 5 ani zile să aveți toate autostrăzile făcute, nu sunteți în stare să le faceți? Cu toți banii, de ce? Pentru că asta înseamnă a crea, nu a consuma. Adică unii cineva chinezii ne-au făcut autostradă și noi consumăm autostrada respectiv plăcerea din ce noi trebuie. Adică ne trebuie oameni cu mentalitate de inginer, oameni construiți cu mentalitate de inovator, descoperitor, cercetător, așa, și creatori. Uite, eu nu înțeleg, de exemplu, de ce astăzi permanent trebuie să ascultăm cine spune o instituție sau chiar o universitate sau o academie de știință unii oricare țări în raport cu ceea ce se întâmplă. Noi ce noi avem pe noștri? Și omitem faptul că din punct de vedere cultural suntem diferiți și că ceea ce reprezintă adevăr, structură într-un colț al globului nu reprezintă asta pentru noi și invers. Evident. Deși totul tinde către globalizare. Da. Prin urmare, când o să începem a ne educa copiii noștri de a se asimila valori cognitive, spirituale, comportamentale, că mai mult de tot nu avem, adică spirituale, afective, emoționale, de relație, adică socială, regulile jocului, adică eu o regulă, eu țipurul, dau drumul la manele, da, am o regulă, de unde, până unde, la ce sunt ori,
când încep să-i deranjez pe el, când libertatea mea încetează și tot așa mai departe. Când ne vom educa copiii de mici, din grădiniță, educatorul trebuie să, deja să le formeze abilități de inginer, cognitive, comportamentale și, adică emoțional, relaționale și comportamentale, inovatori, cercetători, descoperitori și creatori. Creatori de ce? De noi teorii, creatori de noi viziuni, creatori de bunuri, creatori de, ce știu eu acolo, de bunăstare. Bunăstarea cineva o creează. Uite, eu creez bunăstarea mea. Spirituală, afectiv, emoțională, adică de relații, pe orizontală, psihologică, regulile jocului, așa, și comportamentală. Așa, adică fizică, măsurabilă, cuantificabilă. Tu o creezi pe ta. Dacă toți suntem buni creatori ale propriilor noastre bunăstări psihologice, relaționale, toți știm asta, țara asta ar fi una înfloritoare. Dar noi nu știm să ne creăm nici propria noastră bunăstare, fie și relațională. Noi nu știm cum să relaționăm. Relaționăm cumva la întâmplare, pentru că am venit, a spus ceva, ți-a plăcut, ai zâmbit, zâmbesc și eu și cumva la întâmplare ceva s-a întâmplat. Am bifat. Parcă ne înțelegem, parcă e ok. Nu. Asta trebuie să o știm. Noi trebuie să știm a crea relații, noi trebuie să știm a crea roluri, noi trebuie să știm a intra în diferite roluri, că câteodată chiar și, cum spunem eu, care nu ne plac. Uite, de exemplu, am fost invitat la o masă a academicienilor. Eu nu sunt academician. Poate eu acolo sunt, ce știu acolo, ultimul din haita lor. Dar dacă joc bine rolul de, ce știu eu, de chelner sau de slugă, eu să mă țină pe lângă ei, eu o să joc bine rolul de slugă, dar stând pe lângă ei, eu o să aud măcar ce vorbesc, despre ce vorbesc, în ce fel, în ce tonalități, cam ce se configurează, cam cum poate fi. Eu binecuvântare, eu s-a pus Dumnezeu mâna în cap că pot sta lângă ei, nu contează ce le faci, că le schimbi scrumierile de pe masă, că le pui câte un pahar de cafea sau de ceai acolo, nu contează, contează că tu stai lângă ei și încet, încet, încep să fii format din ei. Ei, rolul ăsta poate de chelner sau de cum se numește, slugă nu-mi place. Dar trebuie să-l joc bine, pentru că altfel o să mă dai fără, o să zic, bă, cine e ăsta? Chemați dată altul, că ăsta văd că nu, știi? Nu e așa se întâmplă. Dacă noi nu știm lucrul ăsta, pentru că n-am fost învățați, atunci, uite, trăim la întâmplare și așteptăm ca cineva să ne dă nouă bunăstare. Mentală, psihologică, afectivă, emoțională, relațională, adică așa, adică jocul de rol și rezultatele lui. Și totul e negativ. De ce? Pentru că ceea ce se numește educație, adică n-am fost luați și n-am fost duși din nici undeva. Vă garantez, psihologic garanta. Dacă luăm o grădință de copii și îi luăm așa cum sunt ei și îi ducem către a fi luptători, în 3 ani de grădiniță, aia o să aibă duh de luptător în ei. Unii mai puternici, alții mici, dar o să aibă scop. Eu să vadă viața ca luptă și în viața asta pentru totul trebuie să se lupte. Și pentru iubire o să lupte, și pentru nevasta lui o să lupte, și pentru familie o luptă, la el totul va fi o luptă. Și orice inconvenient pentru el ăsta este dușmanul care trebuie să-i învins sau că trebuie să-i bătut sau trebuie să-i îngenunchiat. Vor privi lumea ca luptă. Dacă îi luăm și prostim așa și ducem către viața este muncă, atunci ei vor munce și pentru iubită vor munce și pentru copilul, apariția lui va fi considerat o muncă. Cât am muncit eu ca să apară copilul ăsta pe lume? Ei, altul va spune că am luptat eu cu ea, că ea nu vroia, păi eu am apărut copilul. Va munce și pentru bunăstare și pentru liniște interioară muncește și pentru copiii că muncește, pentru că el nu învăța să creeze situații, contexte în așa fel încât alții să muncească pentru tine și încât să fie și bucuroși că muncesc. Că de fapt, în realitatea asta se întâmplă. Și asta o să spună, poate spune foarte bine, unul din lumea consumului material care se numește realist. Ăla vede, domnule, ăsta mă folosește ca instrument în realizarea poveștii lui, fericirii sau telenovelii lui. Dar n-am ce face, dar sunt realist, măcar înțeleg ce am de făcut. Educația, în primul rând, la baza ei, deși ea se produce în prezent, în fiecare prezent, el nu poate exista dacă nu avem o țintă care trebuie să atins. Educația înseamnă a forma un anumit tip de om. Un anumit tip de om înzestrat cu anumite caracteristici, abilități, proprietăți, puteri, care poate să se integreze în timp ce merge prin lume și prin viață, mergând în același timp către ținta care și-o propus. O societate nouă, o lume nouă,
României nouă, în care românii sunt așa, în care românii gândesc așa, se deosebesc de orice altă popor prin faptul că sunt, au o logică diferă, au capacitatea de a inova, unde apar românul ceva inventează, ceva se schimbă, au capacitatea de a crea din nimic ceva, din două, nu știu ce, acolo ți-au făcut ceva de mâncare sau timir ce. Și atunci românul o să fie peste tot din lume apreciat. De ce? Pentru că toată lumea sunt, băi, ce este român? A, clar, înseamnă că de ăștia. Vă știu eu pe voi, adică ce sunteți voi? Toți sunteți un fel de ingineri, vă merge mintea așa inginerește, totul structurați, totul aranjați, totul pe bucățele, pe piesă, fiecare piesă descrisă, numerotată, inginerește așa. Sunteți inovatori, inovați tot timpul ceva nou, timiri de unde, orice copil, tu ăsta deja au inovat ceva. Și sunteți creatori. Până atunci noi suntem ce? Truditori, realiști, dar crâncini realiști. Așa, și o parte din noi sunt așa, no, esteți. Nu esteți, ci anume oameni care stau așa în zona etici și estetici. Și hai să fie chiar așa, adică sunt muncitor, dar nu sunt chiar muncitor așa. Eu sunt, e lucrurile, să ne păcălim. În general, asta e una dintre lumile de cele mai jos. Mai jos de atâta este lumea bazală sau lumea de start sau lumea de pornire pentru viețuitoarele umane, spunem așa. Că mai jos sunt alte lumi, dar acolo deja animale, insecte, cristale, plante, cristale și rest. Hey, ce e mai jos? Lumea este lumea bazală. Adică acolo oamenii se numesc cruzi bazali instinctivi. Orice țară are un anumit număr de oameni de felul ăsta. E de dorit că ca România, numărul ăsta de oameni bazal, preverbal, precognitiv, presocial, așa, să fie mic. Cât mai mic, ei sunt inevitabili. Unii au ajuns acolo prin decadență, alții nu au avut noroc de mamă și de tată, cum se cade. Vezi? Și dacă mama nu-i cum trebuie, tata nu-i cum trebuie, copiilor, adică rezultatul interacțiunii lor este ce? Un crud, este un bazal. Este un, așa, nu știu, am putea spune maimuț în chip de om, dar toate apucăturile lui și gesturile aproape sunt încă împrumutate, încă de acolo, nu? Are încă multe atavisme, să spunem așa, că nu a scăpat de ele. Dar nu atavisme în sens de gheare blană și coadă, ci atavisme comportamentale, cognitive și tot așa mai departe. Noi trăim în lumea, ce? Într-o lume, prima lume din care începe totuși oricare civilizație, e lumea consumului material. N-a fost aici totdeauna. Dar dovadă este că tot ce s-a întâmplat de la o anumită perioadă încoace a fost decadență, pentru că am fost și o țară care eram o lume a realizărilor materiale. Uite, mă uit în jur și văd ateneu, clădiri vechi, făcute în trecut, alea cineva le-a creat. Ne folosim de ele și astăzi. Stau la baza cui? Acele civilizații române care au existat cumva s-o stins, o dispărut și tipul ăla de om și acum ne uităm la ea ca la ceva pe care nu putem înțelege. Adică, băi, asta chiar a fost România? Dar cum era România care făceau ateneu în felul ăsta? Sau cum era România care făceau casele alea care au rămas acum multe, palate, pe București? Cum erau? Cum gândeau? Cum erau capabili să facă așa? Și noi facem așa niște cutiuțe, niște, cum se numesc ăsta, de albine. Da. Niște stupuri, stupi, da. Așa, stupi așa, în care trăiesc acolo niște albinuțe, majoritatea dintre ele neproductive, și tot ce fac, consumă. Nu produc nimic. Da, nici material, nici afectiv, emoțional, valoric, sau măcar cognitiv, produs al cogniților. Nu produc nimic. Ele ca să trăiască, trebuie să le dai puțin zahăr înăuntru, așa cum face orice apicultor. Adică ele trebuie să consume. Lor trebuie să le dai ceva să consume, ca după aia să-ți dăie ceva în schimb, în urmă, adică transformă zahărul în miere. Bine, dar tu le dai înainte de asta ceva. Dacă nu le dai, ei dispar, mor. Păi uite, ne place așa o țară. Dar noi aici am adus-o. Prin ce? Prin faptul că n-am acordat suficient de multă atenție și seriozitate procesului educațional. Pentru că nu uite la bun început, Dexul ne spune că este fenomen. Și dacă e fenomen, atunci cum o fi, așa o fi. E una dintre definiții. Yes, dar dicționarul îmi spune că e fenomen. Și una, eu pe ea care cel mai mult îmi convine mie în discuția actuală. Că dicționarul ele este făcut tot de oameni, oamenii slujesc planurilor conceptuale diferite. No. Pot face asta și din ignoranță și din neștiință, fiindcă și noi facem asta în viața de zi cu zi, nu respectăm
valori, nu respectăm planul spiritual, ca să mă întorc totuși la lumile superioare despre care ne-ați vorbit, corect, la treptele superioare, doar pentru că ne-am obișnuit cu o privire de suprafață. I-aș spune altfel, dar n-am să folosesc acel cuvânt. Și lenea aia de a nu intra, da, și de a căuta și de a, până la urmă, și de a trudi, pentru că nu e rău să trudești, dar să trudești. Nimic nu este rău. Într-un sens. Rău apare numai ca durată. Da. Adică nici să lucrezi în un laborator toxic nu este rău. Ai multe de învățat de acolo. Și o să te ferești de doze, nu o să mori de supradoză. Dar dacă o să stai mult, o să mori de durata expunerii la prostie, de durata expunerii la sărăcie. Nu e rău să fumetezi o zi, două. E chiar bine, e post. E rău că fumetezi un an și nu vrei. Da. Și ai vrea să mănânci. Nu e rău că ești umilit o dată de două ori pe an într-o instituție a statului. Da, mai înveți ceva, adică poate fi o lecție. E rău când ești umilit permanent. Te va omorâ durata expunerii la prostie, la mârlănie, la lipsa de comportamente valorice, la lipsa de valori emoționale, spirituale, la lipsa de teatru de calitate, la lipsa de proză de calitate, la lipsa de poezie, că este, am impresia că în general au dispărut. Poezia, da, domnule. Da. Ei, uite, poezia îi aparține unei lumi care creatoare, unei lumi care creează bunuri materiale. Poezia, când e aici, e un bun spiritual. Când au apărut pe hârtie și s-au materializat pe suport hârtie sau pe suport electronic în formă de înregistrare sau ceva, aia deja este un bun material. Adică poate fi dat de la unul la altul, poate fi așa. Dar asta îi aparține, sunt rezultatele unei lumi care se numește lumea creierii bunurilor materiale. Evident, cu orice lucru material, chiar dacă el dispare peste un timp, vine ceva, scrie o poezie mai bună decât tine, ele vin de pe, au legătură cu verticala și în felul ăsta se dezvoltă și verticala omului și a bărbatului politic, se dezvoltă axa în jurul căruia gravitează toate celelalte lucruri muritoare, în el este ceva permanent și stabil, altfel noi totdeauna o să trecem într-o criză în alta. Zici și că criza în general, criza, isteria sunt atribute feminine. Ceea ce ne arată că acolo nu sunt bărbați, ci sunt femei. De-aia dau tot timpul în criză, în isterie, tot timpul bă, au ciclu, bă, nu știu, le-a venit, bă, doar ovarele, bă, doar capul, bă, nu le vine să facă ceva. Asta sunt principii feminine. Dovada, am te spunem așa, parlamentul nostru este compus din ființe întruchipate în sex masculin, gen, sex masculin. Dar ca funcții sunt toți feminini. Guvernul nostru este o femeie în general, care, ca să poată funcționa, trebuie să asculte de un bărbat. Adică de un alt stat sau de altă organizație mondială, regională, de care o fie acolo, că altfel ea sângurică nu se descurcă. Are nevoie ca cineva să o întrețină, să o curteze, să o țină sau din când în când să spună, ce faci, pă, putolește-te. Domnule Anatol Basarab, dacă acum ați avea așa o baghetă magică, da, și ați putea să trasați un scop pentru România, da? Da. Să definiți planul acela conceptual. Pentru, da, cei care studiază numerologia, e vorba despre vectorul 147. Da. Care, da, ar fi planul acela conceptual? De ce am fi noi buni, noi românii? Ce calități am avea mai multe pentru a împlini mai repede un drum trasat acum? Doamne ferește, să ne folosim de caracteristicile, calitățile românului acum pentru a ajunge, pornind de la calitățile lui care le are, folosindu-le la maxim, o să ajungem mai rău decât suntem acum. Mă gândeam la cele bune, să le identificăm. Și acele bune totdeauna sunt lângă cele rele. Cele bune oricând îți schimbă polaritatea. Și polaritatea, depolarizare, depolarizare, așa și creierul nostru. Ideea asta, ideea e la altă, odată e bună, odată e rea. Știi? Ziua are 24 de ore, dar o parte e bună, o parte e noapte, cum ar fi. Nu, nu mă interesează care sunt caracteristicile, că le știm caracteristicile. Chiar ei singuri, suntem un popor de lași, suntem un popor, nu știu cum acolo, leneș, nu știu ce acolo, ne place să fim șef, dar nu ne place să muncim. No, evident, ștergem cu toate astea, ca și pe tablă, ștergem, nu ne interesează ce caracteristici au România acum, ne interesează unde Dumnezeu trebuie să ajungem. Și atunci scopul cu bagheta fermecată, aș face așa, bagheta fermecată și aș spune, scopul românilor de aici încolo, în vecii vecilor, pururea pururilor de aici încolo, adică în veacul veacurilor, pentru totdeauna să fie nemurirea neamului. Punct. Vârful de piramidă, scopul oricărui om când se uită în sus, noi aici suntem,
În ocirlă, spunem, în băligar. Nu contează. Știi câte flori frumoase au crezi din băligar? Dar trebuie să ajungem acolo. Și scopul este declarat și comun, și repetat ca fiecare român și în somn să-l vadă. Nemurirea. Apoi atunci, în vârful piramidei, nu o să apară un președinte sau cineva, oricum, unul la întâmplare, ci numai acela care trebuie să fie de veghe, care trebuie să fie un fel de unsul lui Dumnezeu pe pământ, adică este Dumnezeu nemuritor, nemurirea neamului, și El este următorul care urmărește ca ținta aia să nu se abată la bază. Dar pentru asta, și acolo ar fi, înainte era țarul. Țarul era un fel de uns al lui Dumnezeu pe pământ. El urmărea că legile... Sau regele pentru sau regele, da. Da. Sau prințul. Undeva, știi? Sau boierul. Că și boierul, boiarul, la nivelul lui acolo, el tot urmărea să se urmă... Ce? Să fie o ordine, o disciplină în satul ăla, pe care el era domnea. Adică era boier. Dumnezeu, astăzi noi cum? Domnul taximetrist. El nici peste mașina aia nu are domnie, că nu e a lui. Dar prea ușor cu domniile în stânga și în dreapta. E suficient bărbate, e suficient domn, e suficient acolo tineri, obligatoriu domni și doamne, plină lumea de domni și doamne, din cauza asta n-are cine munce, pentru că orice, nu știu cum să vă spun, nu vreau acum să spun, că eu sunt mai realist, pot să spun foarte dureros de realist, dar sunt îndurător de romantic în același timp. Adică mi-a dezvoltat și creierul și inima și știu să balansez cu ba creierul, ba inima, ba creierul, ba inima, ca așa, ca o prăjină, să mergi muchia cuțitului până în capătul la altul de prăpaste. Deci, de-aia nu vor să muncească. Nemurirea neamului. Iar șeful, omul care stă sus, este cel care veghează ca scopul să nu fie pierdut. Și el de acolo trebuie să-l anunță de sus, ca un fel de Dumnezeu cu voce umană, dacă aș cum îl reprezintă pe Dumnezeu și reprezintă însăși scopul nostru, ne amintește de sus în jos și face ca partidele, ca tot ce se întâmplă, să înțeleagă între ele, să nu se certe, să facă așa. Ca să ce? Ca să mergem în continuare către drumul nemurirea neamului. Oricare om în momentul ăsta în țară va trăi urmând nemurirea lui. Adică el va căuta... Băi, chiar dacă e fizic, eu odată o să mă, că fizic e clar, dar în urma mea o să rămână ceva nemuritor. O carte, o poezie, uite, copacii ăștia, eu am să-i livada aia, eu o să mor, dar încă 100 de ani livada asta este existe, fântâna asta în săpat-o eu. Vezi, deja devenim ce? Creatori. Fiecare, la nivelul lui, cât de mic el creează ceva. Băi, eu n-am făcut prea multe, că n-am avut putere intelectuală, nu știu ce. Dar uite, copilul ăsta, eu l-am făcut. Și uite, este copilul meu, nu mi-e rușine de el, sunt mândru de el și uite, el a ajuns președinte. Sau nu știu cine acolo, inginer undeva acolo, creează, adică nu, n-am mai scos, n-am produs pe lume un următor consumator care tot timpul vrea, dă-mi, principiul finim, dă-mi, și oricât le dai niciodată nu-i saturi, totdeauna vor mai mult, sunt grașe și pe urmă vor și mai mult, apoi trebuie să le dai ceva de sănătate ca slăbească, tot ei s-au îngreșat că le-ai dat, tot tu trebuie să le dai ceva acum ca slăbească. Când erau nefericiți, îi zic că tu le-ai dat nefericirea. Când acum am început să fie fericiți, nu o să zic că tu le-ai dat fericirea, că datorită lor, adică bunul numai datorită lor. Schimbăm neamul cu totul din punctul ăsta de vedere. Iar pentru asta, imaginați-vă așa o piramidă de sticlă și în mijloc acolo are o ață așa agățată și aici la mijloc e o greutate. Dacă înclinăm piramida aia, uite, mai așa, unde să vă duc și greutatea aia? Să vă duci încolo. Dacă înclinăm așa, ața aia cu tot greutatea, să vă duci încolo. Adică depinde cum înclinăm piramida la bază, greutatea va fugi într-o direcție sau alta. Și acum uitați-vă ce trebuie să aibă un popor normal la cap. Am spus bine asta, normal la cap, pentru că nu suntem. Fiecare dintre noi găsim mai normal, mai puțin normal. Eu cunosc destul de oameni, nu spunem așa, care au tulburări psihologice grave și care stau în funcții chei în stat. Sau ghișei, adică reprezintă statul. O bază a piramidei reprezintă cultura. În aceea cultură înseamnă și ce? Educația. Educația pedagogică, cu obiective clare, cu metodologii, cu principii educaționale, cu tehnologii educaționale care ne face pe noi, din mici copii, să urmăm nemurirea noastră a fiecăruia, cât și prin asta nemurirea neamului. Da. Cultura. Cultura înseamnă slujirea luminii, nu slujirea întunericului. Cultura trebuie să urmărească ca să ce? Ca să fie radiantă și să se împrăștie de la mic la mare un anumit tip de valori culturale, strămoșești. Strămoșii noștri au avut foarte multe abilități, că nu trebuie pierdute.
Și în comunism au fost lucruri bune. Unul pentru toți și toți pentru unul. Ce e rău în asta? Omenirea, în general, are tendința să distrugă totul atunci când se termină o etapă istorică. Da, pentru că ei consideră că s-a terminat un joc. Da. Și consideră că celălalt joc trebuie să fie alte reguli cu totul și să fie cu totul alt joc. Uitând că orice joc, în cele din urmă, este un joc și toate jocurile, puse grămadă toate la un loc, au principii comune, legi comune, formări comune, mecanisme și duhuri, chiar spunem așa, comune. Ceilalaltă bază, care, uite, cultura și exact în partea elaltă, informația. Ce înseamnă informația? Orice tip de informație care se propagă pe orizontală sau pe verticală în acel stat. Aici apare întrebarea. Adică trebuie să apară uneori poate chiar și o cenzură a informației? Da. Păi de ce nu? De ce să lăs eu pe oricine să spună la televizor, radio, tot felul de lucruri care îndemoralizează poporul, nu îl duce către nemurire, ci către lucruri muritoare, sex, mâncare, bani și droguri, așa, femei, către consumul material, nu către creația. De ce să-l lăs eu? Pentru că dacă ăsta vorbește și este plătit și din afară, iar cel de afară nu vrea ca eu să peste 10-20 de ani să fiu competitor maxim al lui, el evident că va face tot posibilul prin televiziunile lui de la mine în țară, va funcționa ca un dușman al intereselor mele ca popor. Este trebuie urmărite de informație. Aici înseamnă serviciile de informație, aici înseamnă informația care se vehiculează, informația care are liber de trecere și se răspândește, se propagă și informația care este imediat stopată, blocată. Că putem să învățăm și la televizor și cum să drogheze. Și zic că, dar ce? Că libertatea de exprimare, nu așa, putem să învățăm la televizor să facă mixturi de droguri, din medicamente. Și nu, avem voie să facem în felul ăsta. Să facem. Cineva are poate interes, dar noi nu avem interesul ăsta dacă suntem un popor treaz și știm încotro ne îndreptăm. Dacă nu știm unde îndreptăm, atunci cum o să bată vântul, așa o să fim noi, numai că pe parcurs o să ajungem să fim nicicum. Nici români, nici nimic, așa ceva. Și atunci nimeni nu stă cu noi la vorbă, de ce? Ce să fac cu el? Unde-s? La ce-i bun? Uite, cu sârbul pot să mă duc la bătălie undeva, pentru că știu că ăla e rezistent, ăla auzit că da, se bagă și așa, știi? Cu albanezul pot să mă duc la, nu știu care acolo, ilegalități, pentru că știu că ăla ține, face, nu știu, cu rusul mă duc la altceva, nu știu, și la distracția e alta, știu, dar știu la ce mă aștept. Dacă nu trăiesc cu românul, la ce să mă aștept? O să mă fure, o să zic că da, și pe român, o să mă trădez, ce să fac, care-i? Pentru că nici cum, adică el n-are o componentă a lui care să iasă în evidență oriunde s-ar duce. Tocmai din cauza asta românii se feresc de români oriunde în lume. Adică dacă duci la gară și auzi românește, tu te ferești de român. Rusul cum aude rusește, se apropie de rusul ăla. Și vorbesc gata deja spre prieteni. Nu mai trecut cineva pe lângă ei, pasă oameni prin gară, au auzit că vorbesc rusește, au mai venit încă patru, deja sunt 12 și acolo râdând, deja au scos unul ceva și cântă, dansează. Noi ne ferim de români, de ce? Pentru că nu știm cum trebuie să fim, care este scopul nostru comun. Fiecare are scopul lui. Jumătate de țară are scopul să ridice țara, jumătate de țară să distrugă țara. Păi atunci ce facem? Informația. În partea aia trebuie să avem ceea ce se numește, orice instituție care se ocupă de ceea ce se numește opinia publică sau conștientul colectiv. Adică trebuie să urmărească ce asta. Informația, cum, sondaje, măsurători, tot de unde zicem, care este opinia publică. Cum să schimbă opinia publică în dependență de cultura care o promovăm, informația care vehiculează în acel stat. Forma de predare acelei informații, de împachetare acelei informații și că cum să modifice opinia publică de la asta. Iar în partea elălalt trebuie să avem legile și, sau creația. Legile trebuie să fie creative și, apropo, legile trebuie să coincide sau să fie orientate către nemurirea scopului. Legile trebuie să salveze sau să ajute orice om să urce în sus către nemurirea scopului și să pedepsească aspru sau diferit orice om care tinde să abată lumea sau pe el însuși sau poporul cu totul de la scopul ăsta. Aia încearcă să-l ducă în bălării. Asta e un fel chiar de dușman al cui? Al proiectului nostru comun. Adică a proiectului de țară, adică a neamului. Noi astăzi cam am uitat de chestia asta și cam n-am văzut nicăieri în ultimii 30 de ani să pedepsească pe cineva pentru o altă trădare. Da, au fost. Sau pentru trădare în general. Da, au fost trădări la fiecare pas. Adică trădarea au devenit așa ceva ce un business? Nu pedepsăm trădătorii pentru că noi nu știm încotro ne îndreptăm. Nu știm de fapt cine sunt trădătorii. Exact. Și acum uitați-vă că reperul. Exact. Ața aia sau funia care ține greutatea. Ea este ideologia.
ideologia care vine de sus până în popor, bazându-se și toate aceste patru laturi trebuie să le ținem cum în armonie. Adică cultura trebuie să aibă legătură direct cu opinia publică, informația direct cu legile, legile cu opinia publică sau conștientul colectiv. Pentru că când spunem cultură, noi vorbim de fapt de inconștientul colectiv. Cultura trebuie să dezvolte în așa fel, în măsura informațiilor pe care noi astăzi le putem învăța, asimila sau conștientiza. Peste 5 ani, alt tip de informație, mai vastă. Totul se trebuie balansat perfect. Și dacă nu se întâmplă așa ceva, uite, de exemplu, începem să dăm legi proaste. Atunci piramida se înclină către colțul care spune legi și creativitate și poporul se duce către fără de lege și fără lipsa de creativitate. Dacă se afectează colțul cultură, atunci piramida se înclină în partea aia, ideologia se schimbă, se înclină în partea ailaltă, poporul, ne trezăm că se află în colțul ăla și se comportă cum? Acultural, incultural, adică își bat joc de strămoși, de valorile lăsate, de conștientul, subconștientul colectiv sau inconștientul colectiv și încep să se comporte naibii știi cum. Și de aia e imprevizibil, nu putem ști. Dacă n-au informația corectă, sau n-au informația adecvată, sau sunt mințiți, atunci poporul, chiar dacă are și o cultură bună, e piramida să va înclina încolo și oamenii vor începe să acționeze ca și lipsiți de informații, ca și oamenii care sunt dezinformați, da. Ca și oamenii care, uite, el crede că așa au fost informat, că a face, nu știu, a dat drumul la butelie și a mirosit gaz 5 minute, este ceva bun. Dar pe urmă ne trezim că 2 milioane de români au murit crezând în informația asta, că ei n-au când să cerceteze. Au deschis buteliile, au mirosit, au murit 2 milioane într-o singură zi. Cine le-a dat informația asta? În baza căror experiențe culturale, în baza cărei opinii publice, cum s-a ajuns ăsta, în baza cărei legi sau în baza căror principii creative, creatoare s-au făcut. Cum a susținut ideologia așa ceva? Dar cel care stă sus, care se numește, spunem așa, reprezentantul scopului nostru comun al neamului, ăla ce-o vegheat? Că ăla trebuie să vegheze la împlinirea scopului și la neuitarea sau ca tot ce-i mai jos de el să nu se abată. Prin urmare, uite, într-o țară normală ca în Japonia, e nevoie de 4 ministere și merge totul perfect. Și cu 100 de ani înaintea noastră. Cu cât sunt mai proști guvernatorii, cu atât au nevoie de mai multe ce? Ministere. Și cu cât sunt mai corupți la fel, pentru că în fiecare minister sunt de fapt 6 oameni, 10 care lucrează și aia fac treabă, restul samante, prieteni, nu știu ce, rude, nu știu, care plimbă hârtii pe acolo. Asta nu este, cred, cu un secret și nu spun nimic nou, nu? Doar că o spun mai îndrăzneți. Și pot asta demonstra intrând în mâini, psiholog ca psiholog, intrăm în mâini orice minister, în ministerul inimă a statului, ministerul finanțelor. Și o să vezi că acolo cei care se pricep la finanțe, la ce fac, ce se întâmplă, sunt maximum 20 de oameni în tot ministerul. Restul 2000 primesc salarii pe acolo. De fapt, ăștia le fac salariul lor. Dar normal, un institut de România are nevoie de 4 ministere. Ministerul Culturii, care înseamnă tot ce e acolo, muzei, păstrarea neamului, strămoșilor, zestrea strămoșilor noștri, experiențele trecutului, așa. Informația, în care înseamnă orice, care se ocupă de orice fel de informație, propagarea, generarea de informații, asta înseamnă și servicii, asta înseamnă și instituții, înseamnă comunicatorii, purtătorii de cuvânt, tot aia în Ministerul Informațiilor și a contrainformațiilor. Poate fi și a contrainformației. Opinia publică, asta înseamnă ce? O serie întreagă de instituții care se ocupă de cercetări, de analize, de, spunem, dispoziția poporului, ce le-am transmis și ce au înțeles. Vedem că efectul nu e, trebuie să modificăm comunicarea sau să exprimăm sau să explicăm mai bine că rezultatele sociale nu sunt așa cum ne-am dorit. Generalizarea sau absolutizarea, am mai spus o dată, unica soluție. Asta de fiecare dată arată obtuzitatea minții, chilar de cal, minte scurtă, conștiință îngustă. Îngustă. Ați spus deja Ministerul Culturii, minister sau organizații, instituții care să se ocupe de tot ce ține de informație. Întotdeauna informație trebuie să avem argumente și educație, sigur, educație. Ce informații le băgăm copiilor în cap în școală? Da. Așa. În instituții și restul. Opinia publică sau conștientul colectiv, legile și creativitatea. Prin urmare, legile trebuie să fie creative, nu să fie inhibatorii. Legile, într-un stat deștept, unde cultura este bine pusă la punct, informațiile, omul are nevoie, ca în trecut, de 6 legi fundamentale, le înțelege, nu le încalcă și gata. Cu cât mai multe legi sunt într-un popor, cu atât e mai sălbatic acel popor. Da. Așa. Și mai departe ce?
instituțiile care se ocupă de promovarea, ideologia sau, cum se numește, propaganda. Astăzi în România sunt așa, domnule, propaganda, propaganda, e că e propaganda rusă, e că e propaganda americană. Oamenii buni, zic, ce cu voi? Propaganda este o chestie absolut normală, ea totdeauna există. Numai că tu ești de partea asta a propagandii și altul de partea elălaltă, a celelalte propagande. Eu propagandez viața sănătoasă, tu propagandezi viața alcoolizată sau este ceva de felul. Este similar cu conspirațiile, e exact. Același lucru. Da, da, exact. Și atunci, nu, asta iarăși tot e foarte greu. Când uite, nu înțelegi ideologia politică sau scopul unui popor, care poate să includă acțiuni împotriva altor popoare, chiar dacă se numesc ele prietenoase, nu știu ce, teoria cui? A conspirației. Care e teoria, domnule? Teoria este practica în pauză. Dacă în teoria începe să acționeze, înseamnă că nu mai e teorie, ci este activitate, este practică, adică este în fața noastră, noi vedem. Dar și Marea Unire s-a făcut tot printr-o conspirație. Sigur. Adică ăștia vor, în fața lor le se întâmplă, sunt politicieni mari și hai domnule că asta iară conspiraționiștii. Ăștia, și păi acuză eu, pe ăștia că sunt conspiraționiști. Eu sunt în planul meu conspirațional, dumneavoastră sunteți în planul exact. Dumneavoastră conspirațional și tot așa. Adică fiecare dintre noi luptă pentru o idee, pentru scopul acela, nemurirea lui și a grupului lui și a neamului lui și așa mai departe. Evident. Și atunci îi numesc pe ăștia așa, hai domnule că asta e teoria conspirațiilor. Care teorie, domnule? Teorie numai când o scrii. După aia începi să o folosești și ai înțeles-o și o aplici, gata, nu mai e teorie, ci este practică. Practica este teoria în desfășurare. Teoria înseamnă că este dintr-o practică să naște o anumită teorie, dar teoria respectivă până când este doar teorie, pentru că practica încă nu există. Când teoria s-a constituit? Și uite, teoria lui Schwab, de exemplu, despre resetarea lumii, este tot o teorie. Și acolo nu sunt conspiraționiști. Că ei spun, băi, trebuie să asta să le spunem, asta să nu le spunem, trebuie să facem așa, ne folosim de tot ce se întâmplă acum ca de o perdea și de dorit să o lungim cât mai mult ca să reușim noi să ne facem jocurile noastre. Când cortina se va ridica, opa, lumea se va trezi direct în alte personaje, direct alți actori, deja alt decor, bine zis la, ce știu eu acolo, piesa noastră de teatru. Da. Ați plătit biletul. Stați în sală și ascultați mai departe. Adică totdeauna, în orice este o conspirație, chiar și mama cu copilul conspiră împotriva tatălui. Exact. Numerologia are obiectul ei de cercetare, are instrumentele, are propria ei metodologie de cercetare, de aceea este deci orientată și spre a face prognoze ca și în alte discipline. Tocmai de aceea aș fi vrut astăzi să ne oprim puțin asupra câtorva dintre domeniile cele mai la suprafață, cele pe care le vedem așa cu ochiul liber, în care ne putem folosi de numerologie pentru a face o proiecție în plan macro. Ca și cum ar fi o strategie pe educație sau o strategie pe piața forței de muncă. Sigur că nu putem vorbi despre ele individual, fiindcă ele toate se întâlnesc, sunt firele din ale aceleiași țesături, însă încercăm acum, pentru cei care sunt alături de noi, să conturăm un pic ideea utilizării, pentru noi este știință, da. Pentru alții disciplină, utilizării acestei științe în realizarea unor proiecții care să ne ajute la nivel comunitar. Am înțeles, adică cum putem folosi, altfel spus, numerologia sau dacă nu este numerologia de folos dincolo de analiza unui om într-un sistem oricare al statului. Exact. Sau al societății umane. Ba da, uite, în educație deja facem lucru. Asta și efectele sau răspunsurile profesorilor care participă la cursul nostru pe care îl facem online este foarte, foarte pozitiv. Adică ei se conving că pe lângă toate instrumentele de analize pe care le aveau până acum, psihologice, pedagogice, pe care le-au învățat de-a lungul timpului, mai dobândesc, mai primesc în mâna lor încă un instrument numerologic care se dovedește pentru ei a fi foarte interesant și foarte util și ușor de aplicat.
Ne bucură lucrul respectiv. De ce? Pentru că, uite, folosești numerologia în ceea ce se numește a-ți cunoaște mai bine clasa, a înțelege ce valoare are clasa aia, ce cifră de vibrație are, din ce este compus, câți băieți, câți fete, asta e foarte important. Și în felul ăsta cunoști, cum ar fi spus, arhetipul sau structura clasei, dar nu cunoaștem numai la nivel de obiecte. Atât să-i numărăm. Unul înalt, altul subțerit. Ci cunoaștem clasa la nivel de realitate subiectivă, la nivel de realitate fină informațională, la nivel de realitate psihoenergetică, pentru că acolo nu sunt doar niște omuleți care dețin o structură psihică, ci dețin și o structură energetică, și psihoenergetica lor pot fi diferită a unui, a două din clasă. Aștia pot fi dominanți, creează o clasă din cauza la doi oameni în clasă, pare că clasa e de nebuni și nu e de nebuni, doar doi sunt acolo care generează un astfel de câmp, care generează o astfel de situație. Unde putem să mai folosim? La grădiniță. Știind câți copii avem acolo, cu ce date de naștere, cu ce caracteristici sunt înzestrați, știm mai ușor și mai spre folosul lor în ce tipuri de jocuri dominant trebuie să îi angajăm ca să se dezvolte corect, ce tipuri de jocuri sau moduri de a juca cu ei, să le înlăturăm pe planul secund, așa, pentru că pe ăștia nu o să-i ajute. Așa, și asta e foarte rapid de aflat. Câți copii sunt în grădiniță asta? 20. I-am calculat rapid pe toți, am văzut dominantele pe acolo și știm, uite, toți ăștia copii o să dezvolte mult mai bine și în folosul lor, iar mai târziu și în folosul societății, pentru că o societate compusă din oameni sănătoși, puternic, psihoenergetic, bine aranjați, este o societate puternică. O societate compusă din oameni deformați ca și gândire, ca și atitudine, ca viziune, ca și concepție asupra vieții, ca și putere, să spunem așa, conceptuală, chiar și despre el însuși viață, e un popor că am dus cu pluta, nu știu cum, care chiar dacă îl duci undeva, nu ți este de folos. Pentru un că popor, vorbeam noi despre responsabilități, de exact, fapt, totul un popor pleacă, care nu pune rezistență la nimic, pentru, iarăși nu-ți trebuie, cui trebuie un astfel de popor care nu pune, dacă nu pune rezistență la nimic, înseamnă că nu e capabil să lupte cu nimic. Adică dacă în interiorul țării nu luptă cu ceva, cu atât mai mult nu o să lupte cu o țară străină. Adică poporul este ceva și dacă îl privim ca pe un singur individ, ca pe un om, ca pe o singură personalitate, atunci acea personalitate trebuie clădită, organizată, construită, motivată de-a lungul timpului. Știți cât de ușor să distrugi psihologic un popor? 3-4 ani l-ai distrus. Dacă să-l reclădești înapoi, îți trebuie 50 de ani. Și în poporul nostru, în momentul de față, anume în faza asta se află. Deja toți au lăsat mâinile că noi nu hotărâm nimic, că noi suntem acolo, ce o zice ea, ce o zice, noi suntem mici, noi suntem o colonie. Noi e suntem ca mici. Și cum celulele noastre ar spune, ah, nu mai duc eu greu de zi cu zi, așa, las că oricum nu prea înțeleg eu ce crede ficatul, ce crede inima, despre creier nici nu mai pot vorbi, așa că gata, abandonez lucrurile. Exact. Unde mai putem folosi? Acolo unde merge vorba despre cadre. Orice firmă care are mai mult de 10 angajați deja are nevoie de un psiholog. Și nu spun asta așa ca să, nu știu, ca să... Creați dependențe și să vină oamenii la numerologi și psihologi. Sau să-i împingă, adică să laud psihologii, sau să-i susțin pentru nu știu ce. Nu, real, cât de real posibil, acolo unde se adună 10 oameni într-o firmă, așa, se creează alte tipuri de relații psihologice decât în grupurile mici. Grupul mic înseamnă 2 persoane. Cel mai mic grup posibil, 2 persoane. Tata, mama este grup mic. Acolo nu totdeauna e nevoie de prezența unui psiholog, că psihologia lor este dominată de codurile culturale, legale, legislative, morale, nu știu ce, morale colective și morale individuale. E acolo cumva se administrează. Dar unde a început să apară de la 10 oameni în sus, acolo apare liderul formal, liderul informal, a biserici, bisericuți, e nevoie deja de prezența unui psiholog ca cadrele și psihologii energetica a tot ce se întâmplă acolo, ce generează ei prin trăiri, prin emoții, gânduri, acorduri și dezacorduri, trebuie să fie deja administrată sau urmărită sau controlată sau observată, cel puțin cunoscută de către un psiholog în vederea echilibrării diferitelor sisteme în binele tuturor celor care se află în 10 firme respectivă. Dar sunt firme care au 2000 de angajați, de exemplu, și acolo nu e prezent niciun psiholog. Uite, acolo avem nevoie de ce? Ca să știm
avem oameni, avem o firmă cu dominantă feminină, adică cu oameni născuți în cifre pare. Pare, da. Este evident că vor fi și întrepeți. Adică vor trage și informațiile și energia către ei. Dar mie întrebește oameni care să promoveze ceva, care să scoată din ei și să ducă, să vândă o idee, un produs, o concepție, să o vândă în afară. Atunci am nevoie să angajez alt tip de om, care nu trebuie să-l construiesc eu, omul nou, pentru firma mea. Ei există, eu trebuie numai să-i selectez. Odată este selectez trecându-i pentru un filtru psihologic. Doi, îi selectez trecându-i pentru un filtru numerologic. Nu credeți că acum selecția va fi mai fină? Apropo de asta, numerologia este un instrument foarte bun în vremurile pe care le trăim, inclusiv la alegerea pretendenților la un anumit loc pe care îl ai de ocupat într-o firmă. Pentru că acum, piața muncii fiind într-o resetare, sunt foarte multe afaceri care au dispărut, oameni care trebuie să se redirecționeze, să se reorienteze profesional, astfel că de unde pe anumite segmente aveam o lipsă efectiv de candidați, acum este o puzderie și decât să-i chem pe toți la interviu, care înseamnă o investiție de timp, de bani și așa mai departe, prima triere o poți face extrem de bine și foarte fidel, făcându-le analizele datelor de naștere. În Rusia se întâlnește o mulțime de anunțuri de genul respectiv, inclusiv prin ziare. Căutăm inginer electronist născut în anii 75-78, obligatoriu luna februarie și obligatoriu ori 17, ori 26, ori 8. Apare întrebarea, da, așa, da, deci numerologia este, poate deveni și un instrument de discriminare. Da, da, da. O fi... Probabil, poți să spui și așa, dar nu poți să-l încurci pe cel om să-și selecteze omul necesar din mediu, din turmă, cum ar fi exact care îi trebuiește. Că el e privat și dacă e privat, pe banii lui se produce jocul. Nu poți să te duci tu ca stat să-i spui, uite, tu trebuie să nu faci discriminări. Nu fac nicio discriminare. Eu să vină toți, dar eu pe ăsta îl vreau. Și gata. Și iată, așa am făcut trecerea la piața forței de muncă, acolo unde echipele despre care vorbeați, de la 10 oameni în sus, pot fi și ele armonizate prin calcule numerologice, pentru că nu e totul să știi pe cine angajezi, ci și ce ai de făcut cu cei pe care i-ai angajat, cum îi pui să lucreze, în ce echipe, care cu care, și nu neapărat stând unul lângă celălalt, poate să fie chiar în termenii zilelor de astăzi în care lucrează din telemuncă. Evident. Fiecare om este înzestrat cu anumite caracteristici și abilități dominante. Dacă tu știi exact ce vrei, nu doar generic un angajat, ce îmi doresc un inginer cu capacitate de concentrare sociabilă sau se închide într-o cutie acolo în interiorul lui, plin de energie, adică să aibă energie pentru a se deplasa pe teren. Capabil să prelucreze informația, să-ți facă sinteză de informații. Atunci, la prima analiză numerologică, vedem omul ăsta, uite, nu o să pleacă să meargă pe teritoriu, pentru că are un singur doi. Adică vă obosă, lui nu-i place să meargă pe teren. Da. El obosește. În afară de asta, lui nu-i place să lucreze cu oamenii, cu oamenii mulțimea oamenilor și desele întâlnirile cu oamenii îl obosesc. Și atunci nu va fi performant. Chiar dacă o va face, o face cu nervi, o face cu ciudă, pentru că altfel face munca omul care e înclinat către manecitate și are multă energie, abia așteaptă undeva să o cheltuie, îl trimite-l pe teren, ori pe teren, îl se duce, vine înapoi, are tot timpul plin de viață. În schimb, celălalt poate că nu o să știe să concentreze. Adică el poate face fel de fel de lucruri, alerga, duce informații dintr-o parte în alta, dar nu știe să concentreze, să ducă un proiect simplu până la capăt. Și atunci, uite, lucrurile astea sunt foarte utile pentru cei care fac selecții de cadre, de exemplu. Știi exact ce urmărești. Vreau un șofer,
Vreau un șofer care să vorbească tot timpul, să mă bată la cap, sau vreau un șofer secretară care ține secretele. Exact. Păi și dacă ai angajat-o, ei secretară degeaba, dar ei, dacă nu-i dat, din potrivă, pentru ei o povară să țină secretele, ea nu o să fie secretară niciodată în sensul ăsta. Ea își va îndeplini fișa postului, dar odată, cândva, undeva să scapă, pentru că ea nativ nu poate păstra secretele. Ea numai meseria e secretară. Știi, ca și cum, toți sunt, au meserie bucătari, dar nu sunt toți bucătari, nu? Unii sunt pseudo-bucătari, alții fac cu totul, alții sunt, nu știu ce, cofetari, fel de fel. Toți sunt șoferi, că angajează un șofer, dar sunt șoferi și șoferi. Noțiunea în sine, șoferul, șoferului este străin, ca și omul, omului lup îi este. Adică, angajez, ce știu acolo, IT-ist, ok, a venit IT-ist, pe care îl angajez? Pe la care îți place mai frumos, care crezi tu că e mai disciplinat sau care... cum îl selectez? Al trece pentru niște baterii de teste. Ok, și bateria de teste ce măsoare? Ce teste folosesc? Cât ele sunt de standardizate? Cât de fidelizate sunt? Cât de bine măsoară ceea ce presupun că măsoară? Că omul vine și noi măsurăm greutatea, de exemplu, dar îl cântărim după, dar îl criticăm după înălțime, știi? Păi domnule, dacă am cântărit greutatea, adică îl judicăm după greutate, nu după altele. Astăzi în Europa, și nu numai, tot ce înseamnă testare psihologică s-o cam dat peste cap. Comuniștii aveau, în sistemul comunist, aveau metode de cercetare, analiză sau măsurare științifică în psihologie, pentru că aveau teste foarte bine standardizate, foarte fidelizate, foarte științifice, foarte gândite. Dar gândite pentru tipul de societate pentru care o vroiau ei. Păi nou tipul de societate, după ce sistemul s-a resetat, am trecut de la... cel mai important lucru la care am trecut, de la politica economică la economia politică, da. N-am inventat noi instrumente de măsurare, de verificare a omului, a abilităților, a calităților lui. Și mai avem niște teste încă din trecut. Păi alea, testele alea erau funcționale pe categoria aia de populație, numiți comuniști, cu o anumită gândire, cu o anumită filosofie, cu o anumită idee în cap, dominantă. Aici o să spună cineva dintre cei care ne ascultă că nu e, domnule, chiar așa, pentru că noi urmăm oamenii din America, cercetătorii din Anglia. A urma pe cineva înseamnă nu fi nicicum. Urmează-te pe tine însuți, salvează-te pe tine însuți, urmă și dacă aia mărg undeva și noi mergem în spatele lor, noi luăm noi când urmăm pe cineva? Ce rămâne după ei? Ca omizele, știi, ei mărg înainte, mănâncă toți, ce mai rămâne, rămâne nouă, că noi urmăm. Nu urmează nimeni pe nimeni niciodată într-un fel. Politicile poate să urmează unele pe altele sau să duc unii pe altele, dar omul rămâne la nivelul lui de probleme. El cum îl dure înainte capul sau omul așa îl doare și, și acum indiferent care este. Dar... care este sistemul. Numai că există o chestie foarte interesantă. Sistemul nostru psihic după 9 luni de zile de presiune, cu atât mai mult după 9 luni de 9 ani, creează o anumită structură psihologică care nu se modifică în timp așa, rămâne fixă. Celelalte devin variabile, în dependență de o serie întreagă de lucruri. Din cauza asta, omul creat, trăit, gândit, organizat pentru sistemul comunist nu este bun și nu poate niciodată produce efecte pozitive în sistemul estlalt, liberal sau care o fie. Acolo politica guverna economia, dar aici economia guvernează politica și atunci vezi cât de ușor te-ai dus, l-ai cumpărat cu niște bani și el va face orice pentru banii respectivi. Uite, de exemplu, noi suntem dușmani. Eu sunt o țară și tu ești altă. Noi suntem dușmani. Eu în țara ta vin și dau atâția bani cât e necesar, că tu ai un aparat pe care eu nu-l am. Îți dau bani unui corupt de-al tău și el va face tot posibil și va aduce aparatul tău secret, îmi va aduce mie. Iar dacă continui să plătesc, o să stați toți ceilalți care, ca și cum sunteți dușmani, o să stați la coadă să vă cumpăr aparatul respectiv. Pentru că economicul dictează politicul. Am bani, te-am pus la putere, n-am bani, ai dispărut de la putere. Înainte era invers. Politica hotăra cine face bani și cine nu face bani.
tot despre ceea ce ați vorbit poate fi aplicat într-o organizație, evident. Și aici iar încep discuțiile că e de stat, că e privată și lucrurile pot fi desfăcute în multe alte perspective. Însă rămânem la ideea de cadre, pentru că spuneam că numerologia ne ajută și să armonizăm oamenii, da, în cadrul unei echipe. Uite, am nevoie de o echipă care să fie expansionistă, care să promoveze, care să împingă în societate o idee, să vândă ideea respectivă, să o introduc în mintea oricărui, dacă e posibil. Pentru că eu, dacă sunt un privat, eu sunt interesat să bag ideea mea sau necesitatea de a consuma un astfel de produs care îl produc eu, sau să-ți creez o astfel de necesitate, să nu poți trăi fără de ea, deși tu înainte nu o aveai și trăiești destul de bine. Și am nevoie de o astfel de echipă. Păi din ce o să o fac echipă? O să o compun despre eu pe el născut în data de 2 și deja am un 2. Al eu pe el care e născut în data de 3 și 2 plus 3 deja am 5. Valoarea 5 a echipei. Al eu pe el care a născut tot pe data de 1 și 2 plus 3 am 5 și încă 1 am 6. Și al meu pe ăsta care e născut în data de 4 și s-au făcut 10. Și echipa asta împreună, logic, matematic, dacă în matematică asta e logică, de ce credeți că în planul obiectiv lucrul ăsta nu va fi la fel de logic? Uite, oameni pe datele astea de naștere care i-am spus, construiesc 10 și echipa asta îi dau o sarcină și ei se vor descurca foarte bine, pentru că între ei este 1, este 2, este, ce am spus eu acolo, 3, este 4 și ei se armonizează ca și cifrele matematică, adică e inevitabil dacă ei sunt o echipă și au un sarcină comună, vor duce către împlinire, adică va fi o echipă expansionistă. Dar dacă am nevoie de o echipă care să fie ce absorbantă, ce întrepetă, adică să adune informații, să prelucreze informații și să mi le comunice mie, dar să poată culege informații, atunci eu o să creez o echipă care să formeze acolo ce? 2, de exemplu, adică ce întrepetă, 20. Uite, eu pe ăsta care a născut pe data de 1, pe ăla care a născut pe data de 5, pe ăla pe data de 8, 7, 5, 2, 4, împreună va fi egal cu 20. Matematic. 20 înseamnă opusul, adică asta, aceia fac teză, aceia fac antiteză. Dar asimilează, sunt asimilativi. Și mi-am creat o echipă din oamenii care i-am, doar că îi pun în echipă, formez echipa din oameni, din cei care i-am, dar matematic corect. Și în realitate tot așa va fi. Dar nu puneți oamenii în echipă doar citind prin reviste ce înseamnă 1, ce înseamnă 2, ce înseamnă 5, pentru că, sigur, aici par lucrurile simple în dialog, însă cred că domnule Anatol Basarab, numerologul va face niște analize mai complexe atunci, evident, când va pune oamenii să lucreze unii cu ceilalți. Evident, da. Noi spunem lucrurile astea numai ca exemplu, numai ca un mijloc de accentua, adică ca o idee. În realitate nu se întâmplă lucrurile chiar așa, dar evident, un numerolog va face mult mai multe calcule pentru asta. Dar am vrut să accentuez că dacă în matematică lucrurile funcționează, în realitate credeți că nu o să funcționeze? Funcționează la fel, pentru că toate una sunt. Numai că la diferite nivele de interpretare sau la diferite nivele de manifestare a acelorași, a unui și a celuiași proces, el se vede, în dependență de schema echivalentă, se vede diferit. Dar de fapt toate una sunt. Dacă în matematică 5 plus 5 e 10, atunci în realitate zi cu zi, un om care este 5 și nu numai sub ziua de naștere, cu un alt om care este 5, vor fi împreună 10 și vor dobândi efectele lui 10, indiferent că vor ei asta sau nu vor. Manifestarea lor vor produce un 10, adică o expansiune, adică o teză. Am nevoie să-i combat, trebuie să le găsesc o antiteză. Găsesc alți oameni, un 6 și un 4 și o să fie 10 și încă nu știu ce acolo, o să fie 20 și ăștia o să fie antiteza lor sau... Ne propunem o abordare a exoterismului și a ezoterismului, tocmai din perspectiva în care vrem să înțelegem de ce avem tendința de a duce tot ceea ce nu cunoaștem sau nu vrem să cunoaștem sau ni se pare mult prea complicat să învățăm, de a duce deci tot ceea ce nu cunoaștem în zona aceasta a ezoterismului. Bun regăsit, domnule Anatol Basarab! Bine te-am regăsit pe tine și pe spectatori, pe cei care ne urmăresc.
Ce vrem astăzi să înțelegem este că aceste două componente, ezoterism și exoterism, se aplică la absolut orice. De la micro la macro, trebuie să înțelegem că orice în lumea asta are o componentă dedicată inițiaților, celor care vor să se ducă să sape în adâncime, și o componentă dedicată celor care sunt într-o mare majoritate și care pot înțelege lucrurile de la suprafață. Așa e și cu numerologia cumva și aș vrea să insistăm asupra acestui subiect. Așa este cu orice. Nu numai cu numerologia, eu cred că și în medicină sau în orice altă știință este o parte a acelor științe pe care sunt clasificate, să spunem așa, sau trecute într-o categorie care nu se referă marelui public. Adică nu sunt informații de larg consum, pentru că odată n-ar fi înțelesă, doi, fără o pregătire specială, doi, n-ar fi deloc utile. Și în cadrul știinților, mai ales de ordin spiritual, există lozinca sau sloganul ăsta, nu arunca smarel de porcilor, pentru că o să se supere că nu le-ai dat grăunță, chiar dacă le-ai dat smarel, de apoi se vor întoarce și te vor să și ia, pentru că pur și simplu nu vor înțelege. Lucrul ăsta depinde nu de un om anume, ci de o tradiție întreagă. Adică nu este undeva un om care hotărăște asta să fie, rămâne ezoteric, iar asta poate deveni ezoteric, ci depinde de o tradiție întreagă. Sunt tot felul de tradiții spirituale în lumea noastră, printre care e și numerologia, de exemplu. Dar în cadrul fiecarei tradiții, iluminații, spunem, sau cei care au pătruns calea până la capătul acelei tradiții, ei cunosc ce poate face omul obișnuit și ce nu se poate face, pentru ce este pregătit să asimileze o informație sau o cunoaștere și ce informație sau cunoaștere încă nu este pregătit, pentru că asta este contextul social, istoric în care ne aflăm. Avem o anumită educație preșcolară, școlară, universitară, postuniversitară, care și asta undeva este structurată, pregătește omul sau îi formează conștiința lui pentru o anumită meserie sau pentru o anumită viziune asupra lumii și dincolo de asta nu o să poată înțelege, pentru că încă nu vine timpul, cum spun, toate la timpul lor. Și în cadrul acelei tradiții, că este o tradiție a puterii sau că este o tradiție a influenței sau că este o tradiție a transformării sau că este o tradiție speculativă, acolo se hotărăște din start prin însăși existența tradiției ce poate fi cunoscut și ce nu poate fi cunoscut încă de către marele public. Și asta se descoperă foarte ușor chiar în cadrul acelei, se spune, mănăstiri sau acelei curenți sau acelei școli. Pentru că chiar însăși discipulii de acolo arată, pot merge mai departe sau nu pot merge mai departe. Cel care poate merge mai departe are nevoie de o anumită pregătire specială, care o putem face atunci când doi maestri raportează sau se îndreaptă cunoașterea lor asupra unui discipul care poate să meargă mai departe, uneori chiar mai departe decât au mers chiar maestrii lui. Îl pregătesc pentru acea cale. Și chiar acolo se descoperă ce poate face omul modern, ce nu poate face omul modern. Și atunci unele lucruri rămân ezoterice, altele se destăinuie sau se dezvăluie sau pot fi dezvăluite marele public și devin exoterice. Ei, În cadrul numerologiei, oricare ar fi școala de numerologie, există același lucru fără doar și poate. Și iarăși, nu o stabilește un om anatol sau cineva ce poate deveni, ci însăși tradiția prin însăși faptul existenței. De exemplu, uite, noi am făcut împreună o mulțime de cursuri de numerologie. Pentru mine unele lucruri sunt foarte clare. Dar când acele lucruri încerci să le povestești publicului larg, constați că ei nu pot percepe, nu pot asimila informația respectivă și de multe ori le generează chiar un fel de indigestie informațională, pentru că însăși mecanismul, să spunem așa, mecanismul lui interioare de asimilare a informațiilor, metabolismul lor informațional, încă nu este pregătit să digere sau să prelucreze o astfel de informație. De ce nu e pregătit? Pentru că așa a fost cursul istoric
în care ne aflăm. Așa au fost educația de la grădiniță, așa gândesc părinții și au transmis sau au moștenit educațional, cultural anumite lucruri, valori câteodată care între timp nu mai sunt valori. Ele erau bune într-o anumită perioadă istorică, acum nu mai funcționează. E chiar și la nivel de proverbe. Putem să luăm proverbele noastre românești, chiar asta am făcut de multe ori, le spun oamenilor, și înainte asta îi provoc. Sunt o anumită, îi le dau o instrucțiune. Sunt o anumită proverbe care între timp și-au pierdut actualitatea. În realitate, ele poate nu și-au pierdut actualitatea. Dar doar faptul că le spui că sunt o anumită proverbe care între timp posibil s-ar fi pierdut actualitatea și sensul, și încep să le spui și întreb care credeți că mai este valabil proverb și care credeți că nu este valabil. Și constați că oamenii, trecând prin filtrul lor, îți răspund înapoi că, uite, proverbul ăsta nu mai este valabil. El este valabil, sunt așa numitele proverbe nemuritoare care vor fi esența adevărului, ce ascunde el în spate, vor fi valabile atât timp cât va exista omul pe pământ. Fabulele nu le mai înțelegem, legendele vechi nu le mai înțelegem, tot felul de morale din texte, începem să nu le mai înțelegem pentru că lumea consideră că deja, uite, nu mai este, morala s-a schimbat. Este aici un lucru foarte, când schimbăm morala, schimbăm și o serie întreagă de comportamente și o serie întreagă de texte și o serie întreagă de... Adică începem în general să revizuim sau să negăm propria noastră istorie, propria noastră cultură. În numerologie e la fel. Este partea numerologiei care nu poate fi prezentată, predată sau arătată marului public, pentru că odată nu o să înțeleagă. Doi, cursantul nepregătit va tinde să facă din asta o armă. Atunci când lucrezi cu o armă și nu știi să o folosești, ca orice armă fizică, armă de foc, de exemplu, există riscul foarte mare să te împuști singur cu ea, cu aceeași armă. Genul ăsta de informație sau spectrul ăsta al numerologic necesită o anumită pregătire duhovnicească sau spirituală, o anumită tărie de caracter, necesită o anumită pregătire sau formare interioară, astfel încât lucrând cu astfel de informații din spectrul numerologic, să nu existe riscul de a-ți dăuna singur ție. Că dacă lucrurile astea nu pot fi înțelese, atunci o astfel de informație, zona aia numerologiei, poate deveni o armă și vai de noi când o armă se află în mâna unui nepriceput. Odată că își poate face lui rău și nici măcar nu este conștient, dar asta se face lui, cum ar fi spus că e treaba lui. Doi, poate face rău multor altor oameni care... spunem așa, care nici măcar nu vor vedea că sunt atacați pentru că nu este o armă fizică. Avem tendința să privim omul strict așa cum îl vedem și chiar aplicat în matrița psihoenergoinformativă 3-6-9 vectorul subconștient, 2-5-8 vectorul conștient, 1-4-7 vectorul supraconștient, împărțit așa pe zone fix, cei deasupra capului 1-4-7, cei la mijloc 2-5-8 și restul 3-6-9, însă omul înseamnă de fapt o structură complexă psihoenergoinformativă și aș vrea, domnule Anatol Basarab, să ne oprim astăzi la acest dialog, la această temă, care ne ajută să vedem responsabilitatea, am eu un fix cu responsabilitatea, pe niveluri complexe. Pentru că atunci când ajungem să ne raportăm la ceea ce e vizibil, la corpul nostru fizic, la materie, deja este în al 12-lea ceas, fiindcă ele, procesele, se vor fi petrecut deja la alte niveluri pe care le scăpăm din vedere atunci când ne referim la propria noastră evoluție, la propria noastră creștere, în care pretindem că punem toată cunoașterea. Corect. Mai grav uneori chiar se întâmplă. De exemplu, sunt domenii medicale inclusiv care privesc omul în general pe bucățele, nici măcar nu ca unitate funcțională, ci ca pe bucățele. Unul privește numai rinichii și asta este ceva aparte, ca și cum fără legătură, fără ceva. De-aia produc foarte multe erori când omul este privit pe bucățele. Așa putem spune și noi. Uite, de exemplu, știi, asta ce am făcut eu ieri, nu sunt eu, știi?
am făcut, știi, dar nu mă caracterizez. E cineva influență proastă asupra mea, sau m-au usilit, sau m-au influențat, sau m-au manipulat, probabil, dar tu știi bine că eu nu sunt în stare așa ceva să fac. Și uite, ne privim și pe noi tot așa pe bucățele, sau ne dezicim de diferite părțile noastre. Omul este o totalitate funcțională. Că funcționează bine sau funcționează rău, sau funcționează la limita vieții, mai menține viața în el încă la limita acolo, oricum el tot timpul ăsta este o unitate globală, totală, și construiește o unitate totală funcțională. Bun, din ce e compusă lucrul ăsta? Dacă analizăm din perspectivă materialistă, atunci noi putem să analizăm toate organele din ce este compus omul și spunem, ăsta este omul. Și totuși, dacă punem toate organele la un loc, așa, și le legăm între ele, omul nu va fi viu, va fi un cadavru. Deci, probabil, omul este și ceva mai mult. Bun, evident că este și ceva mai mult. Este ceva ce trăiește, adică așa, și este ceva care trăiește corpul ăsta. Este ceva ce vedem, sau corpul, și este ceva care stăpânește sau dirijează corpul ăsta. Este ceva ce animă corpul ăsta și este ceva ce este animat. Este ceva care e păpușarul și este ceva care este păpușa. Este cineva care observă ceva ce observă și este cineva observatorul. Este ceva în afara noastră și este ceva în interiorul nostru și totul asta la un loc se numește om. Numai când tratăm omul în forma asta holistică, atunci putem să înțelegem ce se întâmplă cu omul atât la nivel psihologic, energetic, psihoenergetic, psihofizic, la toate nivelurile. Putem să înțelegem ce se întâmplă și ce este de făcut într-o situație concretă. Ce poate să facă fiecare om pentru el și poate să facă altul pentru altul oricare om care, ce știu, are mai puțin cunoaștere despre om ca sistem global, cum să-l îndrumi sau ce are, în ce direcție poate să-l ajute. Numerologia privește omul numai holistic. Ea din start ne arată că omul este compus din 9 elemente. Numai 9 elemente, dar este elementele astea să compună, să se leagă între ele atât pe verticală și pe orizontală, astfel încât creează mii de variante de conexiuni. Apoi avem intrări și avem și ieșiri. Ele aduc în suplimentar caracteristici despre om. Uite, de exemplu, capacitatea de a învăța, agresivitatea, capacitatea de adaptare la medii fizice noi. Ele sunt diferite ca și capacități. Putem să le măsurăm. Uite, psihologic putem să măsurăm calitatea, capacitatea omului de a se adapta la medii fizice noi. Chiar putem experimenta fizic, în laborator, chestia. Cât de ușor un om se adaptează la un mediu fizic noi. Cald, rece, presiune atmosferică mai mare, mai mică. Mai cald, mai frig, umiditate mai mare, mai mică. Vom vedea imediat că care din 10 oameni participă la un experiment se adaptează sau nu. Capacitatea de a învăța, de a asimila informația, de a face sinteză dintre cele auzite, văzute și așa. Uierul putem măsura, științific, fizic o putem măsura. Așa, putem să tragem de acolo niște parametri, putem să vedem. Agresivitatea, nivelul de agresivitate, interpersona față de propria persoană sau față de agresivitatea numită socială, adică orientată în direcția altor oameni, cât și a treia formă, trebuie să fie a treia formă, agresivitatea față de propriile scopuri și obiective, nu față de oameni, pe orizontal așa, nu față de mine în interior, ci așa, chizici, răzești așa, nu nici verticală, nu nici orizontală, e scop. Deoarece scopul se compune din valorile axei invariabile, adică fixe, și celor variabile. Punctele unde se întâlnesc se formează un punct. Punct, 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 etapă, se creează o linie de acțiune, vectorul de acțiune, și acolo e scopul. Acolo trebuie să ajungem în etape sau cumva. De aia, scopul totdeauna e acolo. Nu e acolo, e așa. E așa cumva, știi? Dumnezeu e acolo, dar scopul e acolo undeva, știi? Noi suntem aici, relația e asta, orizontală. Cu toate acestea, noi le putem trata pe fiecare separat și o să apară un specialist. Un specialist în capacitatea de a modela, modula cumva capacitatea omului de a învăța. Aia o să învețe pe oameni să învețe. Alt om îi va învăța pe oameni să-și folosească corect agresivitatea, în sens sportiv. Nu violența, ci agresivitate. Alt om îi va învăța pe oameni cursuri de supraviețuire în medii fizice diferite. Și uite, au apărut trei învățători, trei grupuri diferite. Dar separat ele nu valorează nimic, pentru că și în matriță ele sunt între ele unite,
și creează la ieșire ce? Bunăstarea materială. Adică, vedeți, noi venim și vorbim despre bunăstare materială. Noi nu avem o bunăstare materială. Ok, și atunci ce faci? Hai să îmbunătățim bunăstarea materială. Păi de acum să îmbunătățești? Se confundă cu obținerea de bani, evident. Așa, și chiar și dacă vrem și obținerea de bani, asta tot se obține prin toate cele trei elemente, adică prin capacitatea de a învăța, asimila nivelul de agresivitate și capacitatea de adaptare la medii fizici noi. Mediul fizic înseamnă nu numai natură, mediul fizic înseamnă și mediul psihologic, mediul ideatic, nu, mediul politic, nu, mediul economic, nu, toți sunt medii. Și toți sunt fizice, că se manifestă în planul ăsta fizic. Te-ai adaptat, ești destul de agresiv, știi să controlezi informația, ce trebuie să știi pentru ca să atingi scopul ăla, ce nu trebuie să știi, ce e de primă importanță, ce este secundar, ce este acum trebuie să știu, ce carte trebuie să citesc. Ești destul de agresiv în a aplica ceea ce în carte e scris, a da cu pumnul numai să trage cu dinții, din tine, a-ți da palme în fiecare dimineață, ca să-ți învingi lenea, să te duci încolo ca să atingi scopul, dar să fii agresiv și cu tine și cu scopul și când trebuie și cu ceilalți din jur, ca și cățelul care e agresiv, nu iei din față mâncarea. Și tocmai am făcut trimitere la analiza completă a matriței psihoenergoinformative, da. Pentru că și 3, 6, 9 pot fi văzute prin ceea ce e deasupra lor, da? Evident. 6-le prin 4, 5, 9 prin 7, 8 și 3 prin 1, 2, adică ele nu se întâmplă de sine stătătoare, ci în raport și cu cele pe care tocmai le-am enunțat. Evident. Și atunci, uite, noi vorbim despre bunăstarea materială, dar nimeni nu vine vreodată să spună, bă, fraților, potoliță-vă, bunăstarea materială este compusă din trei elemente. E ca și cum am vorbit despre deget, dar am vorbit numai despre falanga superioară. Și dacă nu am, înseamnă că n-am deget. Am un deget fără o falangă. Pielea e compusă și ea din trei straturi, dermă, epidermă, endodermă. Creierul are trei învelișuri, dintele are trei straturi, orice trei. Deci dacă vorbim, hai să vorbim despre iubire. Deci simtim ce e compusă iubirea. Noi trebuie să ne creștem nivelul de iubire. Ok, creșteți-o. Pe noi ne îngrijorează faptul că lumea nu mai știe să iubească. Ok, îngrijorați-vă în continuare. Pe noi suntem așa îngrijorați că populația, nu știu ce, pierde, devine din ce în ce mai proastă, cum se spune. Adică nu, în nivelul de inteligență scade. Ok, îngrijorați-vă și ce faceți? Mai de mult decât vă îngrijorați. Păi trebuie să creștem nivelul de inteligență. Ok, dar din nivelul ăla de inteligență, din ce e compus? Că nu putem, știi, să dezvoltăm așa. E ca și cum am încercat să dezvoltăm cartoful în ciorbă. Deja pus acolo. Trebuie dezvoltat înainte, că este un ingredient a ciorbii. Uite, asta e ciorba, e ciorba, e inteligență. Deja e ciorbă, uite asta. Să numim ciorba, asta se numește inteligență. Ingredientele astea le avem, asta va fi ciorba. Avem alte ingrediente, va fi altă ciorbă, o ciorbă mai sărată, mai iute, mai, nu știu, mai puternic intelectualizată, spunem așa. Dar ingredientele nu le modificăm după ce le-am pus deja acolo, le modificăm înainte de a le pune sau căutăm anume acele ingrediente care să le punem în treaba asta, așa, să le ferme și asta se numește ciorbă. Rămân câteodată de dreptul aproape ajunge să mă enervez, să bufnesc în râs când aud atât de mulți oameni de care ai avea pretenții. Real, adică eu am de la oamenii niște pretenții și se întâmplă de cele mai multe ori, mai ales în ultimii ani, asta mi-a arătat foarte mult, referitor la orice, nu ultime, ultimul an și jumătate deja, da. În care ne aflăm, oamenii de la care aveai pretenții sau chiar trebuie să ai pretenții față de ei, ăștia te-au dezamăgit cel mai tare. Și oameni simpli, care n-au nu știu câte facultăți, care n-au făcut nu știu ce, domnule, judecă logic și rațional, domnule, n-ai fi avut pretenții de la ăștia niciodată? Și ei cel mai mult, adică te bucur, eu te băg ăsta, gândești, domnule, te gândești logic, domnule, uite, într-adevăr, domnule, uite, asta înseamnă gândire sănătoasă, domn. Și ăștia care aveai cei mai multe pretenții de la ei, ei primii te-au dezamăgit cel mai tare. Îi văd cum își construiesc gândul incorrect din punct de vedere al logicii. Adică este o știință pentru asta, logica, care se ocupă de construcția corectă a gândurilor, de exprimarea corectă a gândurilor respectiv. Te dezamăgesc la fiecare pas. Cu alte cuvinte. Cu alte cuvinte, dacă ar ști că fiecare element este compus din trei subsisteme și funcționarea fiecărui dintre ei contribuie la funcționarea întregului, la binele întregului, n-ar mai vorbi prostii adevărate. S-ar ocupa de subsistemele astea trei ca să funcționeze toate bine și atunci funcționează întregul bine și atunci toată țara, toată politica și economia și tot ar funcționa. Hai să dezvoltăm economia. Dar de ce e compusă economia? Economia are trei straturi.
Dacă nu le faci să funcționeze peste trei straturi bine, degeaba te ocupi numai de restaurante, numai de hotele sau numai de, nu știu ce, benzinării sau petrol. Nu, astea sunt ramuri care aduc bani, de privat sau de stat. Dar este așa, și nu doar privat și stat, este privat, stat și pața neagră, în care sunt tot fel de al treilea strat, unde? Hai să ne ocupăm numai de privat, le dăm în cap la ăștia și lucruri la stat, organizațiile de stat sau firmele de stat, ok. Și al treilea componentă care? Păi a treia componentă e piața neagră. Și dacă piața neagră nu o reglă, atunci o să-i omorâm mâine pe mâine pe privație. Ăștia o să stoarșim din ei, nu știu ce, ăștia plătesc impozite și piața neagră nu plătește nimic și statul trebuie cumva cu asta să descurce. Adică, neînțelegerea faptului că totul este trinitar, de la sursa centrală până la furnică, până la atom, până la particule elementare din care e construit orice altceva în universul respectiv, toate sunt trinitare. Și numai când ne ocupăm de funcționarea corectă a fiecărui subsistem, numai atunci este posibilă sănătatea și funcționarea unui întreg, care și el la rândul lui este ce? Un subsistem. Adică m-am ocupat de ficatul meu, de cele trei nivele lui. Ficatul meu ca întreg funcționează bine, dar el acum are împlinește doar un subsistem într-un sistem mult mai vast. Atunci, hai să vedem aici care sunt subsistemele, spunem așa, din care este compus, care este sistemul dominant, cum între ele funcționează, care de care depinde. Neînțelegerea lucrurilor respective pur și simplu o să ne ducă pe toți că civilizația umană, în forma asta de gândire, o să ne ducă în mlaștină și de acolo o să ieșim greu, în noroi, pentru că ajungem acolo unde ne trebuie ca și gândire. Știi cum spune? Unde ne trebuie ca efect. Adică așa vă trebuie. Înainte erau filosofi. Gândiți, erau o perioadă de timp. Oamenii își băteau capul să descopere adevărul. Își formau idei și structuri sociale conform acelui nou adevăr descoperit. Acum totul este pseudo. Pseudo-adevăr, pseudo-cunoaștere, pseudo-principii, pseudo-valori. Totul este pseudo. Unde o să ajungem cu pseudo ăsta? Nimic autentic, nimic adevărat, nimic concret. Nimic profund, nimic închegat, nimic funcțional. Pentru că toate acestea se țin cu muncă, se țin cu luptă, se țin exact cu efort. Uite, tocmai de aia când o să ajungem acolo unde să ajungem și o să doară, dar o să doară rău pe toți și așa o să le trebuiască, abia după aia o să înceapă să revină la viață, însă viața noastră ce? Vechile filosofii de alt nivel, vechii zei de la alt nivel, vechii druizi, ce au mai fost pe acolo, magi, dar la alt nivel, se vor întoarce, adică vor reapare pe pământ că va trebui, și vor începe să reseteze lumea din nou încă o dată. Resetarea asta care se întâmplă acum nu va dura foarte mult. De ce? Pentru că din total, numerologic, e cunoscut chestia. Adică în total, de la nivel de subsisteme până la nivel sistemului global, sunt construite principii false, eronate, drăcovești, nu țin mult. Ne lasă Dumnezeu să ne perpilim puțin și să vadă unde am greșit, să ne doară și pe urmă dispară. Nu dispară cât orice sistem de ăsta compus de oameni, pentru binele oamenii și civilizației omenești, pentru binele total, pentru grija față de popor. Comunismul, cât a durat? A dispărut. Ăsta e un nou sistem, cât o să dureze? 20 de ani, 30 de ani, o să dispară. Ok, dar odată cu anii aceștia dispar și alte vieți de oameni. Evident. Și uite așa, în viața asta n-am reușit să ne împlinim. Dar nu ai venit pentru asta să reușești să te împlinești în raport cu lumea. Tu ai treabă cu tine și cu Dumnezeu, împlinește-te oricând. Ai nimerit în perioada asta istorică, probabil pentru că în perioada asta istorică există condiții necesare și suficiente ca să-ți poți lua lecțiile tale personale necesare ca să te dezvolți ca spirit, să treci la nivelul următor. De exemplu, ca și pe calculator, ai nimerit la un nivel în care trebuie să puțin lupți. Că până acum ai mers pe câmpii, floricele pe câmpii, hai să le adunăm copii, frumos viața cumva o curs. Dar uite, ai ajuns la marginea câmpului, trebuie să te bați cursul, îl învingi sau îl păcălești, treci mai departe, iară floricele pe câmpii. De-aia ai nimerit și tu și eu și noi într-o anumită perioadă istorică, pentru că anume în acea perioadă istorică sunt cele mai multe șanse și lecții ca tu să-ți iei lecția ta, să mergi mai departe, dacă vrei, dacă nu te blochezi de frică și rămâi aici, oricum. O să mai vii odată și o să repezi tot de aici, tot de la o situație similară, dar poate la alt nivel. Indiferent ce își doresc oamenii ăștia care se cred zei, dar nu sunt, se vede că în gândirea lor au erori, se vede că gândurile lor sunt construite fals, greșit, chiar și din perspectiva unei științe fascinante care se numește logică.
cum construiesc discursul politic, dar n-au grijă, ei au nimerit toți, un fel de, toți oamenii pe glob, politicienii pe glob au nimerit prizonieri în cercul vicios a propriilor sale declarații și a propriilor sale minciuni. Nu mai știu să iasă de acolo, sunt nevoiți să mintă în continuare. Multe ori în mass media vine un om și numai pentru că este din partidul ăla simte nevoia să-și apere conducătorul sau partidul exprimând orice prostie, numai ca să-și scoată partidul cumva la suprafață, să spună că nu chiar partidul numai devine. Adică și pentru asta ești gata să spui orice porcărie, numai ca să nu fii de acord cu alaltul. Adică asta înseamnă eroare foarte multă, asta înseamnă virusare foarte multă și asta vă duce la suferințe psihologice grave. Am spus odată și nu o singură dată și în alte emisiuni, nu știu de unde o să luăm în scurt timp atâția psihologi ca să tratăm atâția nebuni. Numai poate dacă va fi program de stat să-i adunăm pe toți pe stadioane și să facem psihoterapie așa, cu stadioanele deodată. Numerologia ne arată că oameni diferiți, cu diferite cifre cosmice, compuse din cele mai diferite variante, au diferite capacități de a controla, într-un fel oarecare, activitatea organismului. Asta putem aplica în absolut orice proces al vieții noastre, începând cu primarul care ține de alimentație, însă un pas mai departe în tema noastră ar reprezenta exact ideea că metodele de vindecare și de autovindecare sunt tot atât de numeroase precum modul de îmbolnăvire. Domnule Anatol Basarab, mulți se trezesc în fața bolii și se consideră pedepsiți de Dumnezeu, luat în citat chiar așa, fără să înțeleagă că de fapt trăiesc o consecință a propriilor lor alegeri, care a ajuns deja materializată în planul fizic, deci în corpul fizic. Desigur, dacă nu credem, refuzăm să credem că nu suntem doar corp fizic, noi nu putem explica varianta aceea. Da. Noi putem explica varianta în care avem energia, da? Avem partea de impuls, psihicul și avem evident și corpul nostru fizic și de aici toate împletite. Așadar, să vorbim astăzi despre sănătate, văzută prin matrița psihoenergo-informativă, înțelegând deci de acolo cam ce vulnerabilități avem noi și cam ce boli am putea, accentuez asta, am putea dezvolta dacă nu vom ști exact cum să operăm în raport cu calitățile și vulnerabilitățile pe care le avem. Absolut corect. Hai să trecem la o altă schemă echivalentă de interpretare pe care omul modern o poate asimila sau o poate vizualiza mai ușor. Hai să ne imaginăm așa, nu vorbim despre om sau sănătatea unui om, vorbim despre sănătatea unui motor cu ardere internă, care, în principiu, este creat după chipul și asemănarea omului. Omul e creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Prin urmare, un motor cu ardere internă este chipul și asemănarea lui Dumnezeu la a doua mână. Dar principiile după care funcționează și după care se ghidează inclusiv sănătatea acelui motor, ce înseamnă sănătate? Buna funcționare a sistemului în parametri încă pentru care el a fost creat. Bun, așa și omul. Deci omul trăiește pe suprafața Pământului într-un mediu oricare, fizic. Mediul ăsta fizic generează anumite câmpuri geopatogene, sănătoase, dăunătoare câteodată, însă și spațiu. Apoi noi mai am plut spațiul ăsta cu tot felul de antene, cu tot felul de alte lucruri și uite, au mai apărut alte energii sau alte unde capabile să influențeze sănătatea noastră într-un sens sau în altul. Obligatoriu și într-un sens sau în altul. De exemplu, în trecuturile îndepărtate, omul stătea la umbra copacului, de exemplu, și era influențat numai de undele generate de însăși pământul și tot ce exista pe el. Nu exista nici măcar electricitate. Gândiți-vă. Cam de cum gândea omul ăla, cam de ce energie era penetrat, aducătoare de ce tipuri de informații și corpul lui tindea să se sincronizeze cu genul ăsta de influență în permanență, ca să poată în mediul ăla ce? Trăi. Adică organismul căpăta modalități de a se adapta la informația sau la undele electromagnetice și de oricare altă natură care erau pe pământ și atât. În momentul când a apărut electricitatea, pe pământ a mai apărut un câmp care a început ce? Să influențeze într-un sens sau în altul diferite sisteme, subsisteme, plante, animale, oameni și restul. Chiar și munții, undele respective,
sunt penetrați într-un fel cu o conductibilitate mai mare, cu o rezistență mai mare sau mai mică de undele electromagnetice generate de ce? De electricitate. Bun. Omul în momentul respectiv trebuie să adapteze. Unii s-au adaptat mai ușor pentru că aveau în interiorul lor componenta soft care au putut să regleze componenta hard și el s-a adaptat treptat la undele electromagnetice generate de electricitate, s-au adaptat foarte bine, câștigând ceva și automat pierzând ceva, pentru că nu poți să câștigi în lumea respectivă fără să pierzi. Nu poți să pierzi fără să câștigi ceva. Dacă ne-am uitat la toată viața noastră și am vedea ce am pierdut, și ne-am plânge, uite, am pierdut aia, dar ne-am gândit la ce am câștigat în schimb, atunci am vedea partea bună. Uite, domnule, a murit mama, am pierdut. Dar în schimb am câștigat independența, am câștigat capacitatea de a mă descurca singură, de a înțelege că de aici încolo nu o să mai existe o mamă care să mă mângâie pe cap și va trebui cumva să mă mângâie singur. Sau să găsesc alte modalități ca să compensez lipsa mamei. Deci te-o dezvoltat, este și partea bună. Dacă ne apropiem de om, atunci spunem în felul următor. Sănătatea este un sistem, un mecanism de autoapărare și autoechilibrare a organismului nostru în totalitate, că noi când vorbim de sănătate, de cele multe ori pe globul ăsta care trec, vorbim de sănătatea fizică. Asta este a doua sănătate, mai puțin importantă. Poți să fii perfect sănătos, dar să-ți treci și softul. Te-ai îmbolnăvit tulburare psihologică, mentală și nu știu ce felul ăsta. Omul preferă să moară mai degrabă decât să rămână în viață, dar să fie bolnav mental. Riscul ăsta există pe orice cale spirituală, inclusiv și pe calea de dezvoltare sau de cunoaștere a numerologiei. La un moment dat poți să nebunești. Dacă ceva nu prelucrezi cum trebuie, dacă ți-ai luat-o în cap, dacă ai crezut tu ceva, dacă te crezi cineva și nu ești în concordanță cu bazele numerologiei, cu fundamentul ei, adică te abați, te duci în bălării, vei suporta anumite consecințe. Ele nu obligatoriu vor fi de ordin fizic, poate să fie de ordin sufletesc, poate să fie de ordin mental. De ce spun? Pentru că atunci când tu cunoști numerologia, tu ceva câștigi, dar automat ceva o să pierzi. Uite, nu-i mai liniștea infantilă care mergeai printre lei și nici nu știai că poți să te mănânci. Acum știi, bă, stai că-s lei în jur, aceștia au anumite capacități, i-am calculat numerologic, aceștia poți să te mănânci odată din neatenție, nu cu vrea voință. Poate să te strevească și deja ai căpătat o cunoaștere, dar ai pierdut și ce liniștea care o aveai înainte. Acum trebuie să fii mai atent. Orice modificare în sistemul nostru psihic, chiar și în nivelul nostru de cunoaștere, modifică și parametrii noștri de adaptabilitate sau de funcționare a întregului sistem holistic, așa la ceea ce se numește sănătate. Nu știai tablița mulțirii, erai un om și erai din cauza asta supus anumitor influențe. Cunoști tablița mulțirii, ești alt om și ești deja supus și altor genuri de influențe, cu ce? Cu riscul de a câștiga ceva și de a pierde în același timp. În general, nu poți să câștigi ceva fără ca înainte să pierzi ceva. Prin urmare, orice om trebuie să gândească în felul următor. Când te gândești la ce vrei să câștigi, înainte de asta trebuie să fii de acord să știi sigur ce vei avea de pierdut. Numerologia la lucrurile astea îți răspunde perfect. Atunci când facem o analiză numerologică a unui om oricare, în acea structură matricială vedem din start, vedem riscurile lui. E risc, asta nu înseamnă lege. Nu înseamnă că asta se va întâmpla 100%, dar numerologul știe. Dacă scenariul 1, dacă alegerea 2 sau dacă alegerea 3, atunci sigur aia. Sigur rezultatul ăla. Cum se va realiza? Foarte greu de spus. Sunt miliarde de variante, sunt să te îmbolnăvești de inimă. Sunt miliarde de variante să ajungi la un infarct cerebral. Dar principiul care va degenera va fi cunoscut de la bun început. De exemplu, un om va avea un infarct cerebral, să spunem așa, m-am legat de asta ca o afecțiune gravă, așa, puternică, din cauza stresului. Altul din cauza unei tulburări afective. Altul din cauza alimentației. Altul din cauza nedozării efort, odihnă. Adică ciclicitatea efort, odihnă, încurcordare, relaxare, concentrare, deconcentrare. Altul va avea un infarct cerebral din cauza rupturii bruște a unei legături cu un oricare om. Altul va avea o infarct cerebral din cauza că și-a pierdut încrederea în sine. Altul că a fost brusc scos dintr-un grup social, dat afară, de la firmă, de la muncă sau ceva.
care puteți fi cu reavoință sau chiar legal, adică omul a ajuns la pensie, poftiți afară. După ce poftiți afară, este supus altul genul de influență, nu mai are colectivul cu care să autoregleze, cu care să autocompenseze și la scurt timp va da de o boală. Adică din start, în structura numerologică unui om, vedem toate riscurile, dar nu și scenariile. Cunoaștem principiul, dar nu știm cum o să realizeze. Și asta nici nu e atât de important. De ce? Pentru că eu, om, normal, și oricare dintre noi, eu știu că trebuie să ajung la București. De câte ori o să frânez, câte cotituri, câte drumuri vor fi blocate, câte oculișuri va trebui să fac, nu contează lucrul ăsta. Contează că eu o să ajung la București. E posibil de acasă să-mi fi făcut un traseu mental și o idee despre asta, cam cum o să fie. În realitate să fie cu totul altfel. Pe unii asta îi enervează, pe alții asta nu îi enervează deloc, pentru că scopul lui este nu să meargă obligatoriu pe drumul ăla. Scopul lui este să mergi pe oricare drum, orice oculiș să faci. Dacă e necesar, important este să ajungi la București, la Brașov. Dacă el are asta în vedere, atunci pentru el nu e important cât stă în trafic, cât nu s-a blocat, câte drumuri e ocolit, cât e losucit în alte părți, nu e important. E important că el se deplasează către Brașov. Altul se pornește la Brașov. Dar pentru el nu e important punctul final. Și nu la asta se gândește. Ci îl enervează cât o stat în trafic, cât l-a ocolit polițistul pe altă stradă, în timpul ăsta se enervează și poate să aibă un infarct cerebral chiar acolo din nervi. Fără să mai ajungă la Brașov. Numerologia ne arată cu lux de amănunte în cazul în care numerologul știe să interpreteze numerologia sau cifrele la acea schemă de aplicabilitate, adică la sănătate, referitor la sănătate. Atunci el va vedea din start care sunt riscurile, care sunt punctele puternice, de ce trebuie omul ăsta să se ferească în cursul vieții, ce poate accelera, apăsa, supune diferitelor presiuni și nu o să întâmple nimic, și unde n-ai voie să faci mai mult de un anumit nivel de presiune, pentru că crapă, se strică, se sparge, nu rezistă. Așa e construit omul. Unul e foarte rezistent psihic, dar în schimb, rezistent psihic trece printre lupi și lei și el își controlează comportamentul. Dar îl poate dobărâ o furnică. Da, dar îl poate dobărâ o emoție. Sau îl poate dobărâ, ce știu acolo, o veste, o noutate. Sau o trăit printre lupi și nu a pățit nimic, dar odată o plouat și o răcit și o murit. Practic, dacă suntem atenți, noi vedem lucrurile astea cum viața, pur și simplu ca într-un cinematograf, ne le arată cu lux de amănunte, nu ne rămâne decât să învățăm din chestia asta. Problema omului este că el nu învață nici din propria lui istorie, nici din istoria neamului și de aici are posibilitatea tot timpul să o repete. Mai mult ca atât, numerologia îți arată către ce erau dispuși rodul tău, de unde vii. Adică este o boală moștenită genetic, este o boală care este moștenită prin educație, este o boală care este moștenită prin, spunem așa, stilul alimentar și multe altele. Chiar și stilul vestimentar, de exemplu, adică haina, uite, într-o bologie ca știință. Să vedem foarte clar, într-un anumit popor, din moment ce și-au dat jos o anumită haină și-au pus pe ei altă haină, poporul respectiv a căpătat o sumedenie de boli. Tendințele cercetătorilor arată că, deși moștenești un context genetic, dacă vei reuși să faci altfel de alegeri și vei acționa, deci, schimbându-ți, evident, sistemul de a gândi, sistemul de a simți, altfel decât au făcut-o strămoșii tăi, atunci nu dezvolți contextul la care ești predispus genetic vorbind. Evident. Structura genetică ne arată numai ce? Moștenirea genetică ne arată un singur lucru. Strămoșii tăi au murit de inimă. Pentru că ei au trăit cumva. Rezultatul a ceea ce au gândit și au simțit în cadrul neamului tău i-au afectat pe ei și au murit. Bun, străbunicul de inimă, bunicul de inimă, tata de inimă. E o tendință. De ce? Pentru că neamul ăla, nu știu, Vladimirescu, neamul ăla în cadrul lui, în sistemul ăsta, au o anumită viziune asupra bogăției, sărăciei, frumos, urât, anumite, ei trăiesc dominant anumite emoții care în cele din urmă rezultatul este, te mor de inimă. Adică ei cumva trăiesc uzându-și inima înaintea celorlalte organe. Tu fiind din neamul ăsta, ai același ce? Predispoziție. Predispoziție. Dar știți cum? Stelele predispun. Da. Deșteptul dispune. Stelele mă predispun către asta, dar dacă sunt deștept, eu dispun să mă las influențat, să nu mă las să acționez, cum îmi spune stelele, sau să modific. Dacă tu nu dispui, atunci vei trăi conform predispoziției, adică dacă tu nu faci o modificare. Dacă toți ai mei au murit, de exemplu, de inimă,
Și eu continui să-i copii pe ei ca atitudine, ca viziune, voi avea același rezultat. De ce? Pentru că copii, voi avea același copii. Copilul, rezultatul, ca rezultat a interacțiunii mele cu mediu, cu verticala, cu orizontala, cu lumea din jur, cu valorile, bogăției, sărăției, sănătatea, nu știu ce acolo, muncă, odihnă. Vom sintetiza la fel ca predecesorii noștri și asta ne duce, domnule Anatol Basarab. Exact. Dar dacă nu-i copii, și am înțeles că dacă o să gândesc ca bunicu, să acționez ca bunicu, să mă alimentez ca bunicu, să am aceleași valori ca bunicu, adică ai copii, voi avea același copil, voi muri, adică același rezultat. Dacă mă introduc o modificare, pentru că între timp istoria s-a schimbat, între timp poate s-a schimbat și spațiu. Bunicii mei au trăit acolo, eu trăiesc aici. Sau bunicii mei au trăit în Australia, eu trăiesc aici. Și încep a modifica, atunci ce voi face? Introducând informații noi în sistem, sistemul își va modifica comportamentul. Prin urmare, e posibil să se uzeze acum, mai degrabă, ficatul decât inima și o să fiu primul din neamul meu care mor de ficat din cauza ficatului ca organ vital, nu din cauza inimii. Vezi? Ceva am câștigat, n-am murit ca ei mei. Dar ceva am pierdut, că tot am murit. Oricum, ne ducem în zona umbrelă, să spun așa, a vectorului pentru cei care studiază numerologia 147. Și uite, așa vorbim din nou despre utilitatea numerologiei, pentru că ea ne ajută să înțelegem vorba mens sana in corpore sano. Da, stop. Asta e spus foarte bine. Numai că dacă spunem fraza exact așa cum am spus-o până acum, într-un corp sănătos, o minte sănătoasă, atunci asta o să fie o manipulare. De ce? Pentru că trebuie să luăm întreg contextul. Fraza adevărată sau fraza inițială sună așa. O minte sănătoasă într-un corp sănătos este foarte rară. Este o excepție. Dar nouă nu ne-a plăcut următoarea frază și am spus-o numai asta, într-un corp să nu e. Asta e, sunt excepții. Mai toate proverbele sunt aia, da, de la jumătate. Așa, da, știi, da, că așa asta, capul plecat să abia nu-l taie. Dar ia să spunem mai departe cum a fost spus. Soarele nu-l vede, dar da, am putea să facem continuarea o minte sănătoasă într-un corp sănătos cu filozofii, asta din punct de vedere numerologic, cu filozofii sănătoase despre viață, credințe despre viață, în conformitate, că asta înseamnă, în conformitate cu propriile tale calități și propriile tale vulnerabilități. Adică să te raportezi la capacitățile tale reale, nu închipuite. Corect. Adică să te cunoști pe tine ca sistem care ești conectat sau ești introdus într-un sistem și mai mare și care la rândul lui este guvernat de un suprasistem și acel suprasistem pe care noi îl numim sistem pentru sistemul superior este subsistem. Și în felul respectiv este o ierarhie întreagă. Și se influențează reciproc, atât în dobândirea sănătății, vigorii, vitalității, cât și în scăderile lor. Și le luăm pe rând, numerologic. 1. Ne arată structura noastră psihică. Sănătatea psihică îți poate afecta tot. Sănătatea. Nu contează că te-ai îmbolnăvit psihic. Îți afectează. 2. Ne vorbește despre structura emoțională. Afectele emoționale, emoțiile pe care le trăim dominant sunt ori mai acide, ori mai alcaline. Trăind mai mult alcaline, emoții alcaline, adică înălțătoare, îmbucurătoare, vesele, optimiste, corpul nostru din interior se alcalinizează. Prin urmare, că celula de cancer nu prea își găsește temelii pentru a-și construi ce? Subsistemul ei în cadrul sistemului meu. În schimb, dacă trăiesc cu ură, ciudă, invidie, nu știu ce, corpul meu devine mai acid. Adică chiar așa spun, ce te-a oțetit așa, ce te-a acrit așa. Ei, baza asta acidă este un fundament foarte bun pentru celulele canceroase care sunt în noi totdeauna, ca să se grupeze, regrupeze și să se creeze un subsistem, cancer, o tumoare, asta este un subsistem, în cadrul sistemului ăsta. Și acel subsistem, ce va face? Va încerca să supraviețuiască. Asta e legea fundamentală. Odată apărut, îl va încerca să supraviețuiască. Că e bun, că e rău, nu contează. Luăm asta prin oraș. Odată o structură organizată, de creim organizată undeva a apărut, ea va face tot posibilul ca să supraviețuiască. Să corupă, să extindă și tot așa. Este absolut firesc. Un copil odată apărut va tinde să supraviețuiască. O idee odată undeva apărută, ea va tinde să supraviețuiască, să dezvolte, să cucerească, să prolifereze și tot așa mai departe. 3. Adică informația. Ceea ce învățăm, ceea ce băgăm în cap. Uite, asta ne poate afecta. Se numește sănătatea informațională. Metabolismul informațional. Am dat metabolismul informațional peste cap degeaba. Ai psihicul sănătos degeaba, ai corpul sănătos degeaba, te alimentezi.
cât îi vei îmbolnăvi sub presiunea informațiilor pe care le-ai băgat în cap. Aș face o paranteză aici, să nu mai mergem din sistem în sistem încercând să le înțelegem pe toate și interacționând cu specialiștii diferiți din sisteme diferite, pentru că așa nu vom înțelege mare lucru și vom rămâne cu fel de fel de codițe de la fiecare. Ele vor lucra în sistemul nostru de sănătate informațională și ne vor da peste cap. Trei înseamnă virus informațional. Da. Cunoașterea parțială este mai periculoasă decât necunoașterea. E mai bine să nu știi deloc ceva, că atunci n-ai niște tisperii, ca și copilul. Uite, copilul e printre lei și el nu știe că lei poți. Îi mănânci, prin urmele, stă acolo, le absolut liniștit, nu generează aciditate nici într-un fel, spaimă, frică și lei s-ar putea să apropie să-l lingă și să-l îngreșească ca de ai lor. Cel care cunoaște că lei te mănâncă, dar nu știe exact în ce condiții te mănâncă, atunci se sperie doar de prezența lui și lei îl percep ca un animal înfricoșat, adică e un animal, și dacă te-ai mai întors cu spatele și ai fugit, devii țintă, pradă, sigur, te-au vânat, te-au prins și te-au mâncat. Și în același timp putem să vedem oameni care stau printre lei și nu pățesc nimic. De ce? Pentru că el știe totul despre lei. Mergem la patru. Patru, vorbim de tot patru, tot ce e vizibil, tot ce e material. Adică înseamnă ce? Structura noastră fizică, de la oscior ultimă până la ultimă celulă, orice ar fi acolo, hepatică, celulă, nu contează, adică vorbim de corpul nostru fizic. Structura, adică. Structura care uite, 4 până acum are anumit conținut. Care e conținutul 4? 1, 2 și 3. Adică psihic, emoțional, informațional. Psihoemoțional, informațional. Uite, în psihologie ar trebui introdus următorul noțiune. Noi vorbim afecțiuni psihoemoționale. Atât. Dar psihoinformaționale? Dar emoționale informaționale? Psihologii nu știu chestia asta, de-aia în cauza se bazează pe un standard, o metodă, nu știu care, învățată undeva, cum să tratăm, nu știu ce, și aplicăm metoda. Metodologie, dacă funcționează, înseamnă că metoda e bună. Nu a funcționat, ne pare rău, asta e metoda, am mult de atât n-avea. Un psiholog bun poate crea, cunoscând astea trei conținuturi a lui patru, care preced la patru, adică poate crea, el poate crea metodologii pentru fiecare caz în parte. Și un medic ar trebui să poată face la fel, adică strateze cancerul tău conform datelor tale, nu conform datelor generale. Se întâmplă asta la unii dintre medici. Când se întâmple la mai mult, atunci medicina o să reconfigureze, o să revoluționeze. Până atunci, majoritatea, 90% dintre ei, sunt învățați după un anumit fel, după o anumită procedură. Protocoale, da. Protocoale. Uite, de exemplu, el e, nu știu ce acolo, ginecolog. El a învățat lucrul ăsta. Practică ginecologie de 10 ani, zona asta o pricepe ca și cum n-ar avea nicio legătură cu creierul, cu emoțiile, cu nu știu ce. Ea are dureri de uter, nu știu ce acolo, chisturi, nu știu ce. El tratează zona aia și ce. El nu vede legătura dintre emoții, sentimente și bolile care apar în zona organelor reproductive. De nu vede. Dar dacă ar vedea că există până la patru boala fizică, vizibilă, măsurabilă, că există înainte de asta condiții psihice, emoționale și informaționale care converg sau de fiecare dată peste cap într-o anumită măsură duce la boala asta, atunci el nici n-ar mai trata boala. El s-a duce și a întrebat, dar dumneavoastră care e frica dumneavoastră dominantă? Care este, uite, momentul cel mai fericit din viață? Care e cel mai nefericit moment din viața ta? Dar cum te-ai raportat la emoțional la asta? Dar tu cum percepi soțul? Când te apropii de el, ce simți? Ceva? Sau da, vină? Ia-mă, sunt al tău. Fă-mi cunoștință cu cerul. Ia-mă și înfățășează-mă în fața cerului, adică a lui tăi, a bărbaților. Înfățășează-mă ca să mă cunoască îngerii, ca să mă cunoască și Dumnezeu. Tu îi spui. Doamne, uite, asta e fata cu care fac dragoste, să intenționez să fac copii. Vă prezint așa cum eu o iubesc, așa iubiți-o și voi. Iar ea mă prezintă pe mine în fața mamei natură. Spune, mamă natură, ăsta e bărbatul pe care eu îl accept, inclusiv în interior, îl accept în lumea mea. Fizic, așa și tu, mamă natură, acceptă-l în lumea asta, adică între flori, între păduri, între munți, râuri și tot ce este pe orizontală. Acceptă-l, că dacă eu l-am acceptat, acceptă-l și tu. Și mama natură spune, bine, fiica mea, dacă tu cu ăsta vrei, atunci și-al eu și eu, că n-am. Și mă protejează natura. De ce? De tot ce este apă și pământ. Dacă natura nu te-a protejat pentru că ea nu te-a prezentat, ci pentru că te comporți urât cu ea, atunci te miri că de ce odată când lucrai acolo s-a surpat malul și a îngropat pe toți. Mama natură nu i-a protejat, nici nu i-a văzut, nici nu i-a cunoscut că ei există.
Dar ca să-i cunoască, o femeie trebuie să-i prezinte în fața naturii. Mama naturii, eu pe ăsta îl iubesc. Vezi, eu acum vorbesc de sex. Asta înseamnă educație sexuală. Nu ceea ce se presupune a fi educație sexuală. Și vorbim, de fapt, domnule Anatol Basarab, despre fel de fel de informații, de la cele mai evidente până la cele mai subtile, pe care le putem înțelege dintr-o matriță psihoenergo-informatică. Cele mai subtile sunt cele mai importante. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Buturuga mică, câteodată neobservabilă, trecem în mare viteză pe lângă ea, o călcăm, nu am băgat-o, înseamnă că era mică și răstoarnă carul imens. Cele mai importante lucruri în fericire sunt lucrurile mici. Lucrurile mici fac viața ta fericită și îți aduc fericire, nu lucrurile mari. Noi pe astea mici le scăpăm, ca și cum nesemnificative. Dar astea distrug? Sau la baza creației stau lucruri mici, nesemnificative? 5. Imunitatea. Sistemul nostru, de fapt, de a face sinteze din toate sistemele cu care interacționăm. Da. Și vezi, astăzi, în medicină, în general, noi vorbim de imunitate ca o noțiune. Componenta fizică. O componentă. Da. Omul are imunitate? Nu are. Are imunitate puternică? Nu are. Atât. Dar stai, imunitatea ne arată. Înainte de imunitate este 4, este 3, este 2. Uite, imunitatea psihică. Capacitatea omului de a se apăra pe el însuși și întreaga lui structură mentală de tot felul de atacuri psihice sau influențe psihice. Imunitatea emoțională. Uite, sunt oameni care au imunitate emoțională puternică și sunt oameni slabi emoționali. Imunitatea informațională și imunitatea inclusiv fizică, care se compune din capacitatea celulilor noastre de a lupta împotriva morții lor, a fiecare celulă în parte, dacă corpul este atacat sau celula este atacată de virus, de o substanță chimică sau ceva. Imunitatea fizică. Dar în acesta mai avem și imunitatea informațională. Dacă ne lucrăm numai cu imunitatea fizică, adică capacitatea celulei de a lupta împotriva morții ei, adică capacitatea instinctivă a celulei, ca și a omului în general, de a face tot posibilul pentru a-și prelungi viața, nu ținem cont de celelalte componente ale imunității, imunitatea să nu va funcționa. Pentru că chiar și imunitatea asta, capacitatea celulei de a se lupta împotriva morții ei sau împotriva morții organului, ca celulele ca un stat formează un organ, celulele hepatice. Și fiecare se luptă împotriva suveranității statului său numit ficatul. Și ficatul în întregime, în urma influențelor, nu are energie. Uite, doi nu avem în mătăță, slab dezvoltat, nu are energie. Cum o să lupte atunci? Va trebui să aducem în interiorul corpului sau în acel ficat o cantitate suplimentară de acea emoții sau energii emoționale, care poate să fie de felul ăsta. Boala te predispune la tristeță, dar tu faci tot posibilul ca să fii optimist, vesel, te uiți la firme vesele, aduci energie ficatului, ca el să lupte, că el n-are componentă energetică, el luptă săracul, dar n-are, sau celulele luptă, dar n-au finanțare, spunem așa, emoțională, sau n-au finanțare psihică, adică tu nu știi ce trebuie să se întâmple sau cam ce se întâmplă în organismul tău. Când doctorul știe să explice pe limba țăranului, uite, neavasele ce se întâmplă, acolo ai niște celule, fac așa, aia sunt alte forțe, fac altceva, aia vin așa, eu vin cu medicamentul, le bombardăm, pe urmă venim cu ele, le facem nu știu ce. Și când omul vede strategia cam ce se întâmplă, se mental, vindecă. Se vindecă mult mai ușor, da, decât când el nu știe ce se întâmplă, cum se întâmplă, care sunt etapele, cam cine cu cine luptă, cam ce arme folosesc în lupta respectivă. Și atunci el se vindecă mai greu spre deloc. Dacă, în schimb, medicul îi explică mental ce se întâmplă, filmul acțiunii ce se întâmplă și îi dă o pastilă făcută din aluat uscat, ăla se va vindeca. Da. Pentru că nu se vindecă datorită pastilei, adică componentelor chimice. Știi, când băgăm o pastilă în organism, ca și cum am aruncat dintr-un avion pe câmpul de luptă niște arme. Dar soldații nu știu să le folosească. Trec pe lângă ele și nici nu le folosesc. Sau nu le folosesc la maxima lor capacitate. Asta face o pastilă. Dar când soldații sunt instruiți, chiar dacă le-ai aruncat praștii în loc de arme performanță, cu praștile alea vor ști să lupte și vor câștiga război. Sintetizând această întâlnire, domnule Anatol Basarab, ajungem tot la alegere și la faptul că numerologul nu poate spune decât potențialitatea, poate spune evident ce se întâmplă dacă și ce se întâmplă dacă, însă alegerea aia aparține individului și absolut nimeni nu poate ști cu exactitate rezultatul alegerilor sale, decât el le va cunoaște după ce va alege și va acționa absolut în sensul acela. Absolut corect. Cum știi, numerologia ca instrument de evaluare
Așa, ca instrument de prognoză, ne ajută să înțelegem ce se întâmplă și care pot fi cele trei căi în orice sistem. Dar nu putem ști care sunt scenariile de realizare a aceluiași sistem. La tine o să fie unele scenarii, la altul altele. Scopul numerologului este să-l preîntâmpine. Că omul va face sau nu va face, este treaba lui proprie și personală. Dacă nu va face, să va realiza scenariul meu. Și el o să-mi spun, doamna, tu cum ai știut tu, bă, ce bine, bă, clar, văzător. Ai spus 5 ani în urmă că o să am probleme cu ficatul, dacă continuă și așa, asta chiar se întâmplă. Cum de-ai știut? În momentul ăsta el nu-mi dă mie slavă. În momentul ăsta el îmi spune mie că el a fost leneș, adică o mărs pe linia cei mai ușoară. Eu i-am spus și linia elaltă, dacă face elaltă, dacă încetez cu gelozia, dacă încetez cu dacă așa. Sau linia elaltă, atunci ăsta e alt rezultat. Nu știu care vor fi scenariile exacte. Cunoscându-te pe tine, pot așa să-mi intuiesc, imaginez cam care o să fie scenariile. Dar niciodată nu știi 100% scenariul, în lux de detalii. Ce este jocul de fapt în viață și de ce vorbim despre viață ca despre un joc și ca despre niște jocuri? Vedeți, copilul când apare pe lume, primul lucru care el face, începe să se joace. El cunoaște lumea jucându-se. El descoperă lumea și relația lumii cu el însuși, în forme mai plăcute sau altă dată, nu chiar atât plăcute, cum mai caz, mai te lovești, dar el descoperă lumea în joc. Toți copiii îți cer, hai să ne jucăm. De ce? Pentru că el în momentul ăsta descoperă tainele, lucrurile foarte fine, a relațiilor inclusiv și interumane. Tocmai din cauza asta este posibil ca un copil de 2-3 ani de zile să o manipuleze pe mama și pe tata în totalitate, pentru că în timpul jocurilor le-a studiat stările emoționale, le-a studiat fricile, le-a studiat abilitățile și știe exact cum cu ele să se comportă. Întrebarea, ce este un joc? Avem două feluri de a juca, două jocuri în general, mai mult de atâta nu sunt. Jocul, de a jocul, adică poker, ruletă, care presupun un anumit noroc sau hazard, și cu toate astea nu e așa. Pentru că dacă, de exemplu, pokerul ar fi un joc de noroc, nu ar exista niciodată campionii lumii. Și totuși există, prin urmare, înseamnă că jocul are legități, are secrete, o strategie, tot așa, minciună, adică teatru. Te prefaci că ai cărți proaste, dar de fapt ai bune, sau te prefaci că ai bune, dar de fapt ai proaste. Îmblă toți cu ochelari ca să nu-ți poată citi unul pe altul pe ochi, să delată pupila, să îngustează pupila. Astea sunt jocuri de-a jocurile pe miză mai mari sau mai mici. În viața noastră nimerim foarte des, fie conștient sau inconștient. În jocurile altora și pentru ei, noi reprezentăm doar o carte pe care o aruncă sau o păstrează. Sau putem să reprezentăm pentru alții acel jeton care îl pune pe masă și te pune la bătaie. Sau reprezinți un pariu pentru cineva. Și nu se întâmplă cineva să facă un pariu pe tine. Punem la pariu că Roxana va face asta sau nu va face asta. Sau dacă îi zici pe așa, se va nerva, poți face astfel de jocuri. Punem și miza care o să fie. Cel mai convenabil este că în viața asta, în timpul vieții, să jucăm propriile noastre jocuri. Tot așa, cu miză mai mare sau cu miză mai mici, dar niciodată nu jucăm totul pe o carte. Al doilea joc este jocul de personaje, adică așa numitul joc teatru. Viața este un teatru și noi ne suntem actori, unii mai buni, alții mai proști. Unii capătă mai multe aplauze și admirație socială de aici și poziție socială de aici și răsplată a muncii sau a teatrului lui, iar altul, pentru același rol jucat prost, primește huiduieri și ieși afară. Ceva de genul. Jocul de personajele este unul dintre cele mai importante. Uite, de exemplu, nu trebuie să fii foarte bun medic. Dacă acum te îmbraci într-o haine de medic și intri pe secție de cardiologie și o să joci bine rolul de cardiolog, de doctor autoritar, încrezut, hotărât, ce știi, o să le dai oamenilor niște cucoloașe așa de aluat, și vorbind cu ei, uite, ia asta, e un nou medicament, experiment, e bun, știu exact ce fac și cu încredere și cu putere, așa. Ei vor avea încredere în tine pentru că te vor vedea că știi ce vorbești, ești hotărât și n-ai pic de îndoială. Le vei da alea și vor avea efecte pozitive. Adică efectul placebo va fi înmulțit la, nu știu, zeci de ori. De ce? Pentru că ai jucat rolul din de cardiolog sau medic.
Poți termini 4 facultăți, dacă nu știi să joci rolul de medic, nu o să fii un medic bun. De fapt e cu dublu sens, pentru că și tu ajungi să te crezi un foarte bun medic având aceste efecte în exact. Jur. Astfel, experimente în cursul vieții chiar le-am făcut, adică jocul de personajele și nu o singură dată. Mi-am demonstrat și mie și altora efectul absolut fascinant care urmează în urma unui joc de rol credibil și foarte, foarte apropiat de realitate. Oamenii ajung să te creadă. Uite, poți să fii mic și slăbuț, dar dacă joci bine rolul de tigru, toți restul te vor asculta. Apropo, majoritatea șefilor de clanuri sau de structuri mafiote sau de partide sau ce figură sunt mici și dracu. Și cei mari și plini de mușchi și ce a falat, sunt îi ascultă. Sunt mai toleranți, îi da. Ascultă. Și urmează. Gen Ștefan cel Mare și restul. Uite, dacă știi să joci bine rolul de Ștefan cel Mare, lumea te va urma. Poți să ai toate caracteristicile lui Ștefan cel Mare, dar să nu joci asta cu aplombul, cu hotărârea, cu apăsarea cuvintelor cum trebuie și lumea nu te va urma. Totuși, să facem o distinție aici între a juca credibil un rol și tupeu, pentru că sunt foarte mulți cei care, mânați de tupeu, afișează fel de fel de imagini și fel de fel de personaje. Da, tupeu este unul din atributele unor anumit personaje, de exemplu, D'Artagnan și mușchetarii. Constanța avea anumite, era veșnic întristat, așa cumva, și toată lumea vroia să o ajute. Și spunem slăbăciunea femeii. Da, puterea unei femei constă în slăbăciunea ei. Pe când Madame de la Fer sau Lady Winter era tot timpul furioasă, adică energia realizării ajungea să se bată și cu bărbații și avea foarte mult tupeu. Dar tupeu este una dintre caracteristicile unui personaj pe care l-ai învățat întâmplător să-l joci și poți să ajungi să te plictisești de rolul ăsta, dar altul n-ai învățat să-l joci. Și atunci viața urmează un traseu și fără atributul respectiv, tu nu ești personajul. Nu omul este tupeist. Nu este așa. Omul este de toate, dar dominanta în rolul pe care el îl joacă sau personajul pe care el a învățat să-l joacă sau i s-a băgat în cap că el așa este, de mamă, de tată, de anturaj, este un atribut, tupeu. Și atunci el trebuie să țină de tupeu respectiv ca să poată juca bine. Uite, de exemplu, joci călău sau zbiru într-o firmă. Lingău. Tu nu ești lingău ca om, dar lingușala, periatul, ăsta este un atribut pe care trebuie să-l însușești, să-l joci foarte bine ca să vadă că tu ești lingău. După ce termină omul și ajunge în viața lui proprie și privată, el fie judică cum a jucat rolul, dar nu judică atributele. Nu o să spun, mamă, ce lingău sunt eu. O să zică, ce prost am jucat asta. Data viitoare o să mă duc la șef să spun mai altfel, dar nu știu, alte cuvinte cumva, că aici am greșit, nu văd, nu i-a plăcut. Deci el își va schimba ce modul de a juca acel personaj, dar atributele le va folosi. Deci avem tupeu, avem constanță, pentru că știm că trebuie să insistăm asupra perfecționării, da? Și avem și o oarecare responsabilitate față de acel rol pe care ni-l asumăm la un moment dat. Asta în momentul în care ne alegem rolul în mod conștient. 90% dintre oameni joacă niște personaje pe care ei nu le-au ales. Mama le s-a spus, ești proastă, tata e că te-a spus, nu o să iasă nimic din tine. Și măturătoare la fabrică ca să fii, trebuie să ai ceva cap. Așa cum ești tu, stai, ești. Apoi mai a venit anturajul, tu venind de acasă într-un anumit anturaj cu o anumită stare, ei te-au citit și au văzut și au continuat tradiția de acasă, ești proastă, că probabil taică-tu, așa zice, probabil maică-tu, așa, dacă zic că e tăi chiar, înseamnă că știu, e mai bine decât noi. Și ai rămas și proastă grupului, înseamnă, așa ai crescut în anturaj, așa ai crescut 10 ani de zile, 12 ani în școală, apoi cu starea asta te-ai dus la facultate, că nu o poți schimba așa ușor, tu ți-ai, încet, încet ai învățat rolul. Uite, te duci la grădiniță și vezi copiii, deja de mici, deja la 3 ani de zile, au în ei o dominantă de rol. Se vede care acolo e lider, care acolo o să fie hoțul, care o să fie bandițelul, care este fata reau, când o să crească mare, se vede care o să fie fata plinuță și supărată, din mic se vede acolo. Pentru că e deja la 3 ani de zile, 3 formă, e deja încep să se însușească primele atribute care duc către jocul de rol, de anumit rol. Sunt oameni în viață, uite, te-ai născut 18, 19, 20 de ani, ai jucat fata rea. Sexy și rea. La un moment dat te saturi de fata sexy și rea, că ai 35 de ani.
nu mai vrei să joci rolul ăsta, dar totuși viața te distribuie în acele locuri unde e nevoie de o fată sexy și rea. Ai venit, ai apărut, ne-am certat, te-am zgâriat, ne-am epilat, ne-am nu știu ce a făcut acolo, duci acasă, plângi, că iar uite ceva, vreau altă viață, dar tu continui să fii fata sexy și rea. Mâine viața iar te va distribui pe o scenură care aveți într-un loc a orașului, a țării, undeva te va duce acolo, vei nimeri în situația adecvată în care e nevoie de o fată sexy și rea, îți vei juca rolul ca un actor grăbit, ți vei lua ouă sau vei primi și vei ajunge acasă, iar vei plânge. Și uite așa poți să saturi de propriul tău personaj, nu de viață. Dar altul, dacă n-ai învățat să joci, de exemplu, n-ai învățat să joci, să treci de la fata sexy și rea la zâna primăverii, o să ajungi la 50 de ani, în care deja nimeni nu mai are nevoie de o fată sexy și rea la 50 de ani. Prin urmare, nimeni nu te mai distribuie nicăieri, nici într-o piesă, nici într-o situație oricare a vieții. Nu ești distribuită nici într-o scenă. Și stai, uite, așa singur acasă și începi a trăi din amintire cât de bine parcă a fost ceea ce înainte a fost rău, de fapt, acum cât de bine a fost, timpurile în care am jucat fata sexy și rea, pentru că acum, în general, nu mai pot juca nicio fată. Dar poți să schimbi rolul acesta dacă ai fost suficient de credibilă în rolul de fată sexy și rea și brusc vrei să devii zâna din poveste. Se poate face switch-ul ăsta ușor? Chiar actorii ne arată că asta este foarte posibil. Dar ține de maestrie. Viața este una dintre cele mai mari maestrii. Poți să fii tu maestru cioplitului, dacă nu ești maestru vieții, e să mori lângă piatra respectivă. Adică, uite, actorii ne arată. Dimineața joacă la Bulandra, nu știu ce, fata sexy și rea. După masă joacă zâna primăverii. Sara joacă regina, nu știu că. Deci, însăși faptul că omul poate juca în timp de o zi la trei teatre diferite sau pe trei scene diferite, trei personaje diferite cu atitudini, cu replici diferite, vestimentații și ce? Anturaj diferit. Pentru că dacă tu joci Sara Regina, o să vezi că nu faci nimic, dar ții, o să-ți facă și scaunul la tronul în care să stai și hainele și totul aurit așa, să se vadă pentru spectator credibil că ești ce? Regina. Fata sexy și rea, imediat o să apară ea, o să te machiezi, o să te îmbrace cumva așa, uite acum între pe scenă când începe. Adică, știi, dacă tu joci la Moulin Rouge, nu trebuie să te gândești cu ce ești îmbrat și trebuie să știi numai ce îți spune regizorul de acolo, cât de sus urci piciorul, cât de sus repede te învârți, faci tot felul de lucruri. Atât mai mult nu trebuie să știi. Dar acolo tu ești un actor în filmul vieții altuia. Scopul omului este că el să fie actorul principal în propriul lui film, în care el singur își face regia și spune, uite, eu de aici în 5 ani acolo trebuie să ajung. Pentru a ajunge acolo trebuie să fiu. Adică să joci. Ca a fi înseamnă un punct, acum sunt, dar peste 5 minute voi fi altul și încă peste 10 minute voi fi altul și încă altul, în dependență de cât de mult mă apropii de scopul propus în mod conștient de către mine. Ceilalți oameni joacă, mai bine sau mai prost, mai eficient, uite, în orice firmă intrăm, o să vedem că sunt niște muncitori, niște fete, femei, doamne, sunt pe acolo mai apreciate, altele mai puțin apreciate. Nu obligatoriu din perspectivă, nu, contabilicească, că uite, sunt 6 contabili. Și asta e cea mai bună, dar apreciată e ceilaltă. De ce? Pentru că ea joacă mai bine rolul de contabil. Asta faci contabilitatea perfect, dacă nimeni nu vorbești, taci acolo, e înghe, nu-i plăcută. Nu vinde altceva decât meseria. Pe când asta e zâmbăreață, mai glumește, e mai sexy, răspândește niște lumină, e și contabilă, dar joacă mai bine rolul. Știi să vorbească mai frumos despre contabilitate, să justifice de ce e așa. Uite, asta e la altă, e bună, dar dacă întrebi, nu știe să vorbească, e tăcută. Roluri și roluri, încă o dată, Shakespeare a spus, genial, viața este un teatru și noi ne suntem actori. Eu adaug. Dar nu toți, nu totdeauna și nu în filmele vieții noastre. Pentru că dacă ar fi toți actori, atunci unii sunt spectatori. Dar noi observăm că în viață uite, sunt spectatori. Noi aici jucăm ceva, fără să ne dăm seama. Tu joci rolul de mediator sau realizator a unei secvențe filmate, iar eu joc rolul de ce? De invitat, să spunem așa. Ia să încerc eu să joc rolul ăsta, altfel de cum el undeva e prescris. Undeva, de când m-am născut până acum, noi deja am învățat cam ce trebuie să facă eu polițistul și cam ce trebuie să faci tu banditul. Nu ne schimbăm cu rolurile, că atunci ceva nu se pupă, nu iese. Deci, ideea este că atunci când schimbăm rolurile, să nu uităm să schimbăm și setul de reguli
aferent fiecărui rol. Și vestimentația, pentru că, și da, felul de a mânca și felul de a respira. Noi am vorbit la macro, da, însă noi jucăm roluri multiple pe diverse paliere într-o secundă, în două secunde. Acum da, joc cu dumneavoastră un rol, cu Bogdan joc alt rol, cu Bogdan joc alt rol, pentru că avem doi Bogdani în spate cărora le mulțumim. Și cu fiecare trebuie să schimb setul de reguli în așa fel încât să fiu adecvată rolului pe care l-am de jucat cu fiecare. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, tot ce ați vorbit astăzi, domnule Anatol Basarab, e cazul să accentuăm că demonstrează încă o dată că orice vulnerabilitate poate deveni o calitate și orice calitate poate deveni vulnerabilitate, pentru că nu e așa, avem și plusul și minusul la pachet. Și pentru că am vorbit despre tupeu, iată, am găsit o polaritate plus a acestei calități. Poate fi calitate, dar este și defect atunci când nu știm ce să facem cu tupeul, care nu se confundă cu valoarea anumită curaj, să nu facem aceste amestecuri de plan. Și în egală măsură ați răspuns și la veșnica întrebare: dar eu muncesc, eu sunt bun acolo în ceea ce fac, dar nu știu de ce șeful îl vede pe celălalt, o vede pe cealaltă, că e mai bună, că e mai sociabilă. Deci, concluzia ar fi, e mai bine să nu fii chiar atât de bine pregătit, mai superficial, dar uite, mai plăcut și totul o să meargă bine. Nu este nici asta cu titlul absolut, pentru că oriunde este nevoie de oameni care își asumă rolul până la capăt și este nevoie și de călău, este nevoie și de clovn și să nu uităm asta și să nu mergem ad literam pe tot ce s-a discutat în acest episod. De fapt, absolutizarea, adică noi vorbim ca spectatorul să prindă ideea sau mecanismul sau principiul. Pentru asta câteodată trebuie să formulăm în sens global așa unii lucruri sau să le generalizăm sau să le absolutizăm cumva, dar în același timp chiar eu vă spun, absolutizarea a orice, a oricărei acțiuni, a oricărei idei, este o dovadă a îngustimii minții și a spațiului de conștiință foarte îngust și minte nevăzătoare, neîndepărtată, minte scurtă, cum se numește. Deși câteodată trebuie să generalizăm un anumit lucru ca de acolo să scoatem ce mecanismul. Trecem de la particular la general sau de la general la particular ca să putem vedea elementele separate sau în legătură, cum funcționează el într-un mecanism oricare general. Cu toate acestea, niciodată nimic nu trebuie generalizat, pentru că a juca pe Ștefan cel Mare, eu, Bogdan și celălalt Bogdan sau Mihai, fiecăruia dintre noi ni se va cere lucruri diferite, ca dominante de a fi rezolvate în interiorul nostru, ca să-l putem juca pe Ștefan cel Mare. Eu sunt mai aproape poate de personaj și îmi trebuiește câteva încă lucruri să adaug, să le învăț, să le joc bine și gata, sunt Ștefan cel Mare. Lui poți să-i trebuiască 5 elemente de adăugat și dezvoltat ca să înceapă să apropia, dar apoi să se identifice, ca să-l copie. Vezi? Pe Ștefan cel Mare. Celălalt poți să-i trebuiască 12 atribute care trebuie adunate, conectate, interconectate, ca să genereze în el. Și atunci munca lui va fi mai grea și va dura, iar munca mea va fi mai ușoară. Prin urmare, atunci când va trebui un Ștefan cel Mare rapid, ca actor în viață, regizorul vieții pe cine să-l aleagă? Pe ăla care e mai aproape de personaj și mai rapid poate intra în... Uite, spunem acum, noi în țară, toți spun, n-avem lideri. Lider pe glob în general nu avem. Și asta e o problemă majoră pe glob, adică pe glob am început să nu mai avem lideri. Nu că nu îi avem. Cine este, care e diferența dintre un lider și mine? Niciuna. E și un om ca și mine, respiră, poate să cunoască chiar mai puține lucruri decât mine. Dar poate juca rolul de lider sau nu? Nu, pentru că n-au fost învățați, n-au nimerit în astfel de situații să trebuiască să dezvolte liderul. I-au învățat să fie toți așa și ascultători și uniformizați cumva așa. Au ajuns la putere, nu știu să joace rolul de lider. Iar când un lider în România sau în oricare țară va apare, nu trebuie să știi ce trebuie să spui. Nu trebuie să știi ce trebuie să poți. Trebuie doar să intre în pielea lui, să zicem, de exemplu, Ștefan cel Mare, și de la sine putere va veni tot ce trebuie să știi, tot ce trebuie să spui, forma, cu cine te asociezi, boieri, și cu cine nu, vorbești deloc. Și de aici se formează ce? Scena, sau se formează
spectacolul, să-ți formează teatru vieții. Toată România este un teatru în care se joacă ce? Câmpânia e scumpă, teatru e ieftin. Din păcate, da, milităm deci pentru autenticitate. Să muncim, să devenim autentici, evident, întâi încercând să copiem pe cineva, dar după aia căutând calea noastră și înrădăcinându-ne în rol, așa cum gândim noi, cum simțim noi, cum acționăm noi, deci cu toată personalitatea noastră, pentru că altfel nu avem cum să ajungem la credibilitate. Mulțumim mult, ne revedem săptămâna viitoare!